Salut, mă numesc Daniel Bocșe, sunt profesor în cadrul Liceului de Arte Sigismund Toduță din Deva și însărcinat cu realizarea acestui material video de tip lecție pentru pregătirea elevilor care doresc să dea admitere la Liceul de Arte din Deva. După cum probabil știți, Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva are 3 clase cu 3 specializări distincte. Are o clasă de muzică despre care nu vom discuta în această lecție, vom lăsa pe colegii de la muzică să facă informarea pe această clasă. Și avem clasele de arte plastice și decorative, este o clasă în sine, și clasa de arhitectură, arte ambientale și design, o altă clasă în sine. Despre aceste două clase vom discuta în această lecție și în acest material video și în lecțiile care urmează. Înainte de orice, câteva informări. De regulă, după cum eram obișnuiți, făceam o serie de pregătiri câteva săptămâni înainte de admitere, tocmai pentru elevii care vreau să dea admitere la liceul nostru. Din păcate, acest lucru s-ar putea să nu se mai poată realiza, dată fiind situația epidemiologică. Dacă se poate realiza, este foarte bine, ne-ar plăcea. Dacă nu se poate realiza, ne-am decis să facem o serie de lecții care să suplinească oarecum aceste pregătiri. Admiterea la Liceul de Arte, la cele două clase menționate anterior, constă în două probe, în două zile diferite. Proba 1, proba de studiu generală pentru toți elevii, indiferent că dau la plastică sau dau la arhitectură, și proba de compoziție. Proba generală constă în realizarea unei naturi statice, despre care o să discute doamna profesoară Alina Telemann. Este generală pentru toți elevii care dau, fie la arte plastice, fie la arhitectură. Iar proba a doua este proba de compoziție, care este specifică pentru cele două specializări, plastică și arhitectură. La arte plastice puteți opta pentru proba în culoare, în care se realizează o compoziție cu mai multe personaje și cu o temă cromatică și cu o temă de compoziție, precum puteți opta și pentru realizarea probei a doua în modelaj, din nou, unde se dă o temă de compoziție cu personaje. Despre a doua probă, despre cea de culoare și cea de modelaj, despre cea de culoare va discuta iarăși profesoara Alina Telemann, iar despre cea de modelaj va discuta profesoara Ana Iancu. La arhitectură, din nou, se poate realiza a doua probă în culoare. Din nou se va da o temă de compoziție cromatică și cu personaje, dar acolo trebuie să aveți o oarecare atenție și față de ambientul arhitectural sau ambientul personajelor, adică ce se întâmplă în jurul personajelor, unde se află, dar despre acest detaliu va vorbi colegul nostru Remus, Alexa Poenar. La clasa de arte plastice avem 5 specializări, în fiecare an se vor fi 3 specializări. Avem secția de grafică, care este în fiecare an. Avem secția, sau mă rog, specializarea de pictură, care se rotește în fiecare an cu specializarea de textile. Și avem specializarea de ceramică, care se rotește în fiecare an cu specializarea de sculptură. De regulă avem un an în care avem o specializare de grafică. Într-o clasă avem specializarea de grafică, specializarea de sculptură și specializarea de textile. Și un alt an în care avem specializarea de, din nou, de grafică, de ceramică și de pictură. La arhitectură, în schimb, avem 3 specializări distincte. Avem arhitectură, arte ambientale și specializarea de design. Important de știut pentru toată lumea este că nimeni nu dă admitere pe anumite specializare. Dați admitere pe specializarea sau specificul clasei, arte plastice sau arhitectură. 2 ani de zile, clasa 9 și clasa 10, toți elevii au același trunc comun de materie, adică, spre exemplu, au modelaj, culoare, crochiuri, perspectivă, toți fac același tip de materie, indiferent de specializarea la care sunt. Ulterior, din clasa 11, se va merge pe o oarecare specializare, unde în fiecare specializare va diferi materia atelier, unde se va face un atelier specific. Dar e important de reținut că nu se dă admitere pe specializare, ci pe specificul clasei, adică plastică sau arhitectură. Nimeni nu dă admitere la grafică, nimeni nu dă admitere la ceramică sau nimeni nu dă admitere la design sau la arhitectură. Dați la clasa de arhitectură, ulterior veți merge pe o anumită specializare. Un alt aspect important este că probele de admitere durează 3 ore,
La prima probă specifică, generală pentru toată clasa, de natură statică, studiu, se necesită să aveți la voi un bloc de desen, A3, nu A4, creioane de desen, gumă sau, mă rog, tot echipamentul specific pentru desen. La proba a doua, cei care optează pentru examenul de compoziție în culoare, din nou, trebuie să aibă la ei același bloc de desen sau, mă rog, un bloc de desen A3 și instrumentele specifice picturii, adică pensule, culoare, mă rog, puteți avea acoarele, tempera, aveți libertate la acest detaliu. Cei care dau a doua probă la proba de compoziție în modelaj vor trebui să aibă, o să vedeți în lecția video făcută de doamna Ana Iancu, instrumentele de modelaj, niște cuțite, niște boșoare, cum se numesc ele. Școala, în schimb, vă va da suportul pe care să lucrați, adică acea selă, precum și lutul în care veți modela. Deci nu trebuie să veniți cu lutul de la voi de acasă. O ultimă informare importantă este că ce veți vedea în lecțiile care urmează nu sunt destinate copierii, în sensul că nu trebuie să faceți așa. Ele sunt materialul video și explicațiile profesorilor din această lecție nu sunt făcute pentru a fi copiate, ci pentru a fi înțelese. La probă ar fi foarte bine dacă n-ați copia ce se explică în aceste lecții, ci să folosiți explicațiile din aceste lecții și să le folosiți într-o manieră personală și într-o compoziție sau într-o lucrare personală. Specificul acestei lecții este de informare și de suplinire a pregătirilor pe care le făceam de regulă fizic la școală. Dar cam atât despre explicațiile plictisitoare de început. O să îi las pe colegii mei să vă explice ce se întâmplă și cum se lucrează. O să începem cu proba generală de desen, care este specifică pentru toată lumea, realizată de Alina Telemann, de profesorul Alina Telemann. Ulterior veți fi informați despre proba a doua de compoziție în culoare pentru arte plastice, tot de către doamna Alina Telemann. După care va veni domnul Remus Poenar, care va discuta despre a doua probă pentru arhitectură. Dar aici este foarte important să înțelegeți că arhitecții, cei care vor să meargă la arhitectură, vor avea informarea de culoare și de compoziție tot de la doamna Alina Telemann și informarea de ambient și specific arhitectural de la domnul Remus Poenar. Așa că uitați-vă la tot până aici. După care vom avea proba a doua în modelaj realizată de Ana Iancu. Și cei care vor să dea probă de modelaj ar trebui să se uite din nou la tot materialul video, pentru că vor discuta despre aspecte de compoziție și foarte multe detalii importante, dar la finalul lecției, la finalul filmului, va veni doamna Ana Iancu cu lecția despre modelaj. Vă doresc vizionare plăcută, spor la lucru și mult succes la examen! Bună ziua! Numele meu este Alina Telemann și astăzi vă voi explica primele repere în desenul artistic. Vom începe pentru început cu instrumentele necesare în desen. Avem andreaua sau vergeaua, pe care o folosim pentru a ne lua repere și a măsura proporțiile obiectelor din față, obiectele pe care le vom studia în studiul nostru de observație după natură. Andreaua ar fi bine să o aveți de dimensiunea colii de hârtie sau cât mai mare, un 30 de centimetri, 30-35 ar fi de ajuns, mai ales dacă lucrați pe formatul A3. Cel de-al doilea instrument este vizorul. Vizorul este o ferestruică, un cadru, care este direct proporțional cu coala de hârtie. Dacă stăm la distanțe mai mari, vom avea un vizor de dimensiunea 7x10 cm, iar dacă suntem mai aproape de model, este îndeajuns și un vizor de dimensiunea 15x7 cm. Ideea e să rețineți, cu cât ne depărtăm mai tare, cu atât vizorul poate să aibă fanta mai mare, cu cât ne apropiem, vizorul să aibă fanta mai mică. În cadrul examenelor, vizorul va fi 15x7 cm, media, pentru că este destul de aproape poziționată natura statică.
Apoi mai avem creioanele pentru studiu, da? 2B, 3B, 4B pentru început, aceste moliciuni ale minei, ale grafitului sunt suficiente. O radieră plastică dacă credeți că aveți nevoie și atât, și apoi sport la tăiat. Vom începe cu etapele desenului. Întotdeauna vom măsura pentru început poza. Eu îi spun poză la relația dintre distribuirea pe orizontală și verticală a obiectelor. Adică, da, iau în măsura mea distribuția pe orizontală a obiectelor, în cazul de față, de la munchea cubului din partea stângă până la tangenta cea mai mare pe sfera din interiorul vasului de lut. Apoi, schimb acel, întorc andreaua pe verticală și iau de la baza mărului, da? Și mă duc în sus către baza vasului și voi vedea acolo că este cu o idee mai mare decât acest raport. Voi desena trei cadre, da? Trei cadre ale colii mele de hârtie. În cadru 1, noi 3, vă voi explica cum începem. Ne vom pune reperul de distanță, da, pe orizontală, și apoi reperul pe verticală, care am zis că este o dată și un pic. Ce observăm? Dacă mențin astfel pe orizontală, nu o să-mi încapă să încadrez obiectele. Și atunci îmi voi schimba. Voi folosi din nou vizorul și mă voi uita prin vizor. Vizorul, ce face acest vizor? Vizorul vă ajută să determinați poziția de încadrare a obiectelor. Fiindcă vasul este mai înalt, dezvoltă pe înălțime compoziția, atunci vom încadra pe verticală. Și atunci ne vom face, vă voi desena cele, din nou, cele trei obiecte, cele trei col de hârtie, pardon, scuzați, tai la montaj, 2 și 3, da? Și atunci, luăm din nou, am măsurat, am spus că desfășurarea obiectelor pe orizontală se cuprinde odată și un pic în desfășurarea obiectelor pe verticală. Adică, mi-am așezat, mi-am pus baza obiectelor, am așezat înapoi și avem zona de încadrare. O explicație. Întotdeauna vom lăsa spațiul stânga-dreapta în funcție de forma obiectelor, de verticala lor. Obiectele care sunt mai mici sunt rotunde, au spațiu mai mare de vizualizare și atunci, pe direcția lor, spațiul va fi mai mare. Acum ne uităm în cadrul, în situația de față, avem mărul, dar mărul este în interiorul vasului de lut. Vasul de lut dezvoltă o verticală și atunci putem, pe partea dreaptă a imaginii, să lăsăm un spațiu ușor vizibil mai mic. Iar în partea stângă, cubul este mai jos, chiar dacă el are o verticală clară, în zona aceea putem lăsa spațiu vizibil ușor mai mare. Deși în cazul nostru putem să le lăsăm egale. Pentru spațiu lăsat, ca marja de volum lăsată pe coala de hârtie, da, în spațiu vizual, partea de jos și partea de sus o raportăm la linia noastră de orizont. Și vedem că linia noastră de orizont se află pe la jumătatea vasului de lut. Și atunci vom lăsa spații relativ egale sus și jos. Pentru a dezvolta și a întări verticalitatea, putem lăsa spațiul de sus ușor mai mare. Da? Ei, trecem la etapa a doua. Etapa a doua, stai să un pic să-mi fac aici, astea. În etapa a doua a desenului, atenție, pe aceeași coală, da, dragilor?
În etapa a doua vom așeza obiectele. Cum vom face acest lucru? Prima dată va trebui să măsurăm și să raportăm fiecare obiect la propriile repere și la reperele legate de celelalte obiecte și spațiul intermediar. Ca să nu greșim, ne luăm cea mai drept unitate de măsură, să zicem, partea cea mai stabilă, și adică muchia cubului. Și vom lua muchia cubului, da? Avem muchia cubului și o raportăm începând de la pe orizontală, de la tangenta maximală a vasului de lut, și avem o dată de 3 ori se încadrează. Apoi pe verticală, o dată de 2 ori, de 3 ori și aproape și jumătate. Deci dacă împărțim această zonă în 3 părți egale, da? Vom avea acea... Luăm părțile egale, le măsurăm. Eu folosesc acum creionul, că îmi permite creionul. Văd că aici am așezat prea sus. Reașez. Apoi, iau, mă uit și studiez. Care este obiectul cel mai apropiat? Mărul. Care e raportul între măr și muchia cubului? Da? Și vedem că este cu aproape, nu chiar, aproape o treime din el. Atunci luăm partea de aici, măsurăm și așezăm înălțimea mărului, da? Până aici e mărul. Unde se așează mărul? Undeva mai în interior. Mărul e o structură sferică, deci în ce se încadrează? Într-un pătrat, într-un cub. Da? Și avem mărul. Putem să ne desenăm, să ne facem repere sub forma unor patru latere, în interiorul cărora vom dezvolta obiectele noastre. Iau muchia și măsurăm de la ce distanță se află cubul de măr. Vedem că este la două treimi din înălțimea cubului. Și atunci așezăm și cubul. Cubul nu este pe aceeași linie, este mai în spate, undeva la mijloc. Putem să ne desenăm aceste patru latere sau putem să... efectiv să ne punem cu punctulețe niște repere în cadrul cărora se vor dezvolta obiectele noastre. Apoi vom poziționa vasul, știm că are gura și avem vasul. Da? Am văzut, am reperat partea de prima dată, am încadrat, am așezat poza obiectelor și apoi am început să dezvoltăm proporțiile obiectelor. În cea de-a treia fază vom construi obiectele noastre. Vom desena partea de măr, putem să ne facem reperele de mărul, ne poziționăm cubul. Am ridicat, am mărit un pic totul. Ne poziționăm cubul cu repere, începem să construim, ne punem axa de rotație pentru vas, coborâm jos partea de, dar mai departe vă explic pe aplicația directă. Înainte de a vorbi despre cum așezăm natura statică, câteva repere de perspectivă liberă, la două puncte de fugă. Da? Perspectiva noastră vizează astăzi cubul. Avem linia de orizont cu punctele de fugă. Avem un F1, F2. Poziționarea cubului față de origine, de punctul central, este în laterală. Da? Și avem cubul. Da? A și B notez înălțimea lui, din care trasăm drepte
da? De fugă spre F1 și F2. La fel se întâmplă și în situația asta. Ei, acum, cum proiectăm? Avem baza, da? Sau linia pământului, cum ați învățat în clasa a 8-a, la orele de inițiere în desenul proiectiv. Rabatem sau luăm și măsurăm pur și simplu, da? Pătratul, aici pot să-l desenez ușor. Ducem, am obținut un B', ducem o perpendiculară pe axa BF2. Deci am obținut punctul C. Din punctul C, verticală, da? Perpendiculară pe axa B', și obținem punctul D, adică prima fațetă a cubului, da? A, B, C, D. Din punctul D și C, la fel ducem raze proiectante, linii proiectante spre F1, spre F2 nu mai ducem, pentru că ele deja se află pe axa BF2 și pe axa AF2. La fel se întâmplă și în partea cealaltă, luăm și rabatem. Obținem un AB secundă, o să-i punem că e pe aceeași linie, ducem perpendiculară pe axa, de data aceasta pe BF1, și obținem ABCDEFG, un punct G. Da? Avem verticală, unde întâlnește și în zona asta vom avea F, G și H. Ce trebuie să observați? Dacă așezăm două creioane pe muchie, noi trebuie să avem senzația că ele se duc spre exteriorul lucrării. Da? Indiferent pe care așezăm, ele trebuie să aibă senzația aceea de unire. Dacă am făcut acest lucru, vom constata că distanța de la dreapta AB la dreapta CD, la verticala CD, este mai mică, da, decât mărimea lui AB. Niciodată nu vom putea desena cubul cu o fațetă și o vedere din spate. Acum vom face cubul văzut din față. Avem cubul, da, îl plasez mai jos, da? Văzut din față înseamnă că vedem cele două, vedem o fațetă a cubului, latura cubului, o vedem în întregime, un pătrat perfect. A, B, C, D. Vom duce din ele spre origine, da? Din fiecare punct. Cum vom afla distanța capacului? Din A vom duce linie spre F2, rază proiectantă. La intersecția cu DO, cu axa DO, vom avea unul din colțuri. Din D la fel putem duce spre F2, intersecția lui A cu lui A0, da? AO, pardon. Și obținem capacul cubului. Putem să ne ducem verticale, perpendiculare pe celelalte axe pentru a obține cealaltă. Vedeți, nu vedem niciuna din laturile laterale. Da? Deci aceasta este proiecția cubului din față. Situațiile în care vă veți găsi în cadrul unui examen având cubul perfect din față sunt rare.
Vom trece la studiul propriu-zis al naturii noastre statice. Avem un cub, un măr și un vas de lut. Cubul este o formă geometrică clară, nu mai trebuie explicată. Mărul, v-am spus că e o formă sferică, are o formă sferică, e destul de verticalizat, iar vasul de lut este format dintr-o sferă și cu două inserții a două trunchiuri de con, un trunc de con cu baza mică jos și celălalt trunc de con este în partea superioară a vasului cu baza mare în sus, care formează gura, de fapt gura vasului de lut. Reiau măsurătoarea, da? Și măsor din nou, văd că e o dată de două, de trei ori, văd că cubul pe verticală este o dată de două, de trei ori și jumătate, da? De trei ori este cuprinsă înălțimea cubului de la măr până la buza vasului. Am stabilit unde este partea orizontală, am spus că desfășurarea obiectelor pe lățime, da? Intră în înălțime o dată și o cincime. Luăm și le mutăm o dată, o cincime ar veni cam atât. Da? Lăsăm un pic, am lăsat un spațiu mai sus, mult mai mare. Probabil că o să mai înalți un pic. Am văzut că față de vas, de zona aceasta, mărul o îmbină undeva de pe aici, că față de cub, mărul este cuprins de două treimi din înălțimea, mai bine de două treimi, adică cam atât ai mărul. Este în prim plan, da? Și în zona asta am mărul, care se dezvoltă pe două axe clare. Da? Încercăm să lucrăm în interiorul spațiilor pe care le dezvoltăm, da? E ușor turtit. Restul vom încerca să redăm cu ajutorul hașurii. Nu insistăm pe un contur, pentru că nu este nevoie, pentru că în cazul de față, redarea valumelor se va face cu ajutorul hașurii. Vom lua din nou, vom măsura înălțimea cubului pentru a determina distanța de la măr la cub. Dacă luăm înălțimea cubului, vom vedea că distanța de la măr la latura frontală, da, la muchia pe care o avem în prim plan, este exact înălțimea cubului, aproape de înălțimea cubului. Cubul pornește undeva de mai puțin de jumătatea mărului, mai jos, din zona asta, da? Ne luăm înălțimea cubului și acum aplicăm partea de perspectivă liniară. Pentru a nu sta să măsurăm prea mult, avem și acea posibilitate, acea tehnică în care așezăm creionul pe colțul de sus al muchei verticale centrale și glisăm până ce creionul se suprapune pe latura cubului. Venim aici și vedem direcția pe care trebuie să se așeze acea muchie. Da? Putem să ieșim din cadru inițial, pentru că până la urmă o să ne oprim acolo unde va fi nevoie. La fel se întâmplă și cu partea de jos, pentru muchia de jos, observăm că avem cele două tendințe, da, de
apropiere în afara tabloului. Da? Atenție să trasați verticalele verticale. Apoi mutăm mâna pe partea dreaptă, la fel avem muchia. Glisăm până se suprapune. Da? Trasăm axul ușor pentru început, apoi în partea de jos. Da? Ați văzut că am pornit de la muchia centrală. Dacă cumva vedem, observăm că ceva nu e în regulă, putem reveni. Nu să observați la timp treaba asta. Am mărit puțin cubul. Cum rezolvăm distanțele pentru celelalte muchii, pentru muchiile laterale? Luăm muchia centrală, da? Atenție, mâna nu trebuie să fie foarte, foarte întinsă, că altfel vă amorțește și vedem că este mai cam cu o cincime, da? Luăm înălțimea cubului și vedem cumva să aflăm cincimea aia și undeva în zona asta îmi este cealaltă latură a cubului. Pentru a verifica, putem lua creionul și a verifica vis-a-vis de marginea suprafeței noastre vizuale, adică marginea colii de hârtie. Da? Ușor am întărit liniile acelea. La fel ne duce și în partea cealaltă, măsurăm și așezăm, vedem că de data aceasta avem jumătate din... Putem să ne fixăm așa ca pe ca repere în zona de bază, da? De jos, să ne fixăm. Încă o dată luăm, un pic mai încolo, că pune prea îngustă. Și ne-am fixat noi reperele. Dacă am așezat corect, da? Vedem. Verificăm de fiecare dată. Nu, în cadrul examenului, examenul are, se desfășoară pe, cu durata pe, de 4 ore. În prima parte, în prima oră, vă sugerez să construiți, să verificați, să măsurați, să nu vă aruncați pe hașură. La fel luăm și vedem celelalte. Punem pe colț, glisăm până muchia devine una cu creion. Mâna, dacă o ținem corect și ne stăm la distanță corectă, va duce axa corespunzător. Da? Și avem cubul nostru de data aceasta aici, așezat. Nu trebuie șterse, pentru că în momentul în care veți hașura, aceste linii vor dispărea. Apoi va trebui să vedem unde este situat vasul. Vasul este situat undeva la o treime, mai puțin de o treime față de cub. Da? Și în partea superioară a mărului. Acum luăm din nou muchia să vedem lățimea vasului. Intră în lățimea totală acolo, în zona sferei, odată și aproape jumătate, dar nu e chiar atât. Luăm tot de aici dimensiunile ca să nu... Și avem odată și... Aproape, nu e chiar așa. Da? Aici avem vasul nostru.
Am spus că vasul nostru e un corp de rotație complex, da? Cuprinde în interiorul lui o sferă, da? Este situată în zona de mijloc și două trunchiuri de con. Cele două trunchiuri de con sunt relativ egale. Dacă încercăm să le măsurăm, vom vedea acest lucru, acest fapt, da? De acolo, de la inserție, măsurăm și ducem pe gură și vedem că baza mare cele două conuri au bazele mari egale. De asemenea, și baza mică, dacă ne uităm pe îngustimea, acolo unde se gâtuie vasul, da? Și ducem pe locul de inserție, vom vedea că sunt egale. Fiind corp de rotație, avem posibilitatea de a trasa axa de simetrie. Da? Axa de simetrie ce face? Împarte vasul în două părți egale. Da? Și avem astfel baza de jos, o luăm și sau luăm gâtuirea când nu vedem de măr și vedem de câte ori intră în vas. O dată și aproape de nori. Comparăm din nou cu înălțimea cubului, vedem că e ușor mai mică. Înseamnă că luăm înălțimea cubului, da? O așezăm de parte și de alta și vedem că aici avem. Nu trasăm pe această linie elipsa, ci elipsa o vom trasa ușor mai sus în zona, astfel încât să obținem curbura necesară. Și avem aici elipsa vasului. La elipsă. Nu am discutat despre elipsă în partea de perspectivă. Vom reveni și vom avea elipsă. Vom vedea cam la ce nivel e situată sfera despre care vorbeam sau partea în care vasul nostru este mai pântecos, mai mare, mai larg. Da? Este undeva față de înălțimea ei, undeva mai sus de jumătate. Dacă aici avem jumătatea, da? Undeva aici este sfera noastră, adică în zona aceasta avem maxim. Fiind o sferă, trebuie să ne ducem cu ele. Undeva în zona aceasta, fiind sfera, am zis că trebuie să ne ducem cu ele undeva așa. Și aici am avea sfera aceea noastră. Nu este niciun bai dacă depășiți un pic. Ideea e să rămâneți în proporție și în simetria vasului. Da? Ne așezăm vasul aici. Ducem generatoarea, Apoi celălalt. Atenție, inserția e undeva, într-o anumită zonă. Trebuie măsurat și văzut, în cazul nostru, în această zonă. Da? Urcăm. Rotunjim. Și apoi construim partea de sus. Iar coborâm un pic, nu ducem foarte sus, coborâm vasul. Puteți să vă puneți diametrele. Eu voi complea, vasul este spart, nu voi desena spărtura, voi completa da, atenție, vasul are o grosime. De acum încolo va trebui să intrăm în detaliile desenului. Să avem, trebuia din start să punem linia pe care, axa pe care se desfășoară planul orizontal de cel vertical. În cazul nostru voi folosi planșeta albă, să fie ea masa. Și avem desenul nostru. Cu reperele mari. Dacă ne uităm pe grosimea vasului, intrăm în interiorul lui. Da?
apoi vom executa racordurile. Baza are și ea un fel de tălpici, da? Ca e ușor ebazată, trebuie să ne uităm la toate detaliile pe care le dezvoltă. Mărul, la măr, revenim la măr. Observați că nu insistă asupra unor linii. Și avem acum, trecem la partea de hașură. Ne uităm prin întregene, vedem unde, de unde vine lumina. Lumina vine din partea stângă în situația noastră de față. Putem să procedem în a hașură. O hașură ordonată aduce în plus desenului și nu înlătură plasticitatea acestuia. Îi dă o expresivitate aparte. Și atunci putem hașura la 45 de grade cu o hașură ordonată. Da? Putem să-i dăm un gri general. Deci putem merge așa. Da? Sau putem avea alte tehnici de hașură, putem să combinăm această hașură cu hașură pe form. Da? Pornesc de aici, da? Vin cu ea. Deci tot cu linii drepte, dar mai scurte și le direcționez în funcție de zona pe care... pe care lucrez. Pot să am linii mai fine sau să am o hașură vizibilă. Important e ca voi să trasați într-o singură direcție. Deci mâna să lase, creionul să lase urme doar pe o singură direcție. Cum le hașurez mai... Da? Relativ este o hașură deslânată. Dar putem reveni asupra ei. Ideea e să hașurați ordonat. Cel mai bine ar fi să hașurați la 45 de grade. Da? Cu o hașură, vă luați un unghi, îl trasați, puteți să-l ștergeți și până aveți direcția și tot timpul vă luați reperul de acolo. Da? Atenție, cu ajutorul hașurii va trebui noi să redăm acum volumul mărului. Trebuie să vă alocați timp suficient hașurii. Este zona cea mai... care se desfășoară pe durata cea mai mare a probei. Umbra niciodată nu cade în partea extremă a corpului. Circular, da? Vom reveni asupra mărului. Nu terminăm de valorat întreg obiectul de definit, ci vom merge pe partea de cub. La cub este mai simplu să faceți o hașură la 45 de grade. Tot așa, veniți cu ea. Nu apăsați tare în partea de început a liniei. Și nu vă luați blocuri de desen de la Herlitz. E prea lucioasă, nu? Dacă credeți că nu puteți hașura, puneți degețelul așa, ca reper, și puteți avea o linie mai controlată. Sau puteți folosi
pentru început și instrumentele care le aveți. Nu pentru a trasa, ci pentru a vă sprijini un pic. Ideea e să lucrați fără aceste, vedeți? Și linia să fie mai lungă de 3 cm. Putem reveni, de aceea zic că trebuie să aveți răbdare. Continuăm acum cu partea de vas, da? Vom așeza efectiv la fel, hașură la 45 de grade. Voi începe cu partea de sus, cu un gri de mijloc, fără să apăs prea tare, da? Pentru că voi reveni, vreau să-mi, neavând zonă albă, culoarea locală a vasului este culoarea teracotei, are într-adevăr o zonă smălțuită care îmi va da câteva reflexe, dar despre ele vom vorbi când ajungem în partea de materialitate. Revenim asupra volumului. În partea de inserție, de intersecție a trunchiului de con cu sfera, da? Adică la gâtul vasului, vom reveni și vom introduce o umbră care să fie mai accentuată exact în partea de racord. Racord înseamnă tot inserție, da? Observăm că buza este mai largă, conferă umbră în zona aceasta, da? Și atunci, în partea aceasta, va fi mai închisă. Am schimbat. Da? Și aici revenim. Smălțuita vasului le putem face, putem reveni cu o radieră, da? Cu o radieră, sunt acum atâtea tipuri de radiere care ne conferă lejeritate în execuție și putem să scoatem acele reflexe, dar nu foarte tare, indicat ar fi să le scoatem din hașură, să nu hașurăm pe acea suprafață. Da? În zona, având lumina din partea dreaptă, da? În zona aceasta trebuia să fie mai luminoasă, ce-i drept, decât în partea sângă, aici vom întuneca. Dar fiind culoarea mai închisă, automat a trebuit să hașurăm, să facem acea culoare locală. În momentul în care începe să se curbeze, să devine pântecoasă pe zona de sferă, va trebui să aveți zona de lumină, da, de hașură ușoară, de tonuri luminoase de gri, în partea de curbură maxim, undeva pe aici. Iar pe măsură ce se duce, da, curba pleacă către gâtul, către zona de demarcată a glazurii, el se închide, hașura se închide la fel și în partea de jos se închide și astfel obținem acea senzație de rotunjime. Pentru a conferi adâncime,
hașurăm în partea opusă, da? Opusă umbrei, gura vasului, da? Și pornim din buza dinspre noi, buza de jos, spre cea superioară. Astfel putem obține, prin degradeuri clare, da? Prin trepte clare de gri, adâncimea vasului și senzația de gol. Observăm că mărul are umbra cea mai intensă în apropierea bazei sale, da? În partea de jos. Păstrăm tot același unghi. Putem duce un gri de mijloc, umbra mare. Umbrele în desenul artistic, în desenul plastic, nu sunt compacte, atenție! Au diferite trepte de gri în funcție de zona unde sunt proiectate. Cu cât e mai aproape de corp, de corpul care proiectează umbra, cu atâta sunt mai intense. Pe măsură ce se depărtează, ele devin mai slabe. Fiind corp de rotație, mărul, fiind o formă sferică, valurile de umbră, de griuri, să le spunem așa, sunt concentrice, dacă vă uitați cu atenție. Acolo mă derut. Ideea e că ele, aceste valuri, să le zic așa, impropriu sunt valuri, au aceeași formă. În funcție de sursa de lumină sau de sursele de lumină, pot să se intercaleze mai multe umbre, să proiecteze același obiect, să proiecteze mai multe umbre. Atenție la umbra vasului, nu este aruncată pe cub, ea se dezvoltă în spate, o dezvoltăm, e mai mare, este mai intensă în raport cu vasul, ceea ce va ajuta puțin la detașarea vasului. Doar pe partea de tălpic, atenție, de baza vasului. Mărul își aruncă umbra și asupra cubului, dar umbra este deja voalată în zona cubului. Eu am proiectat-o puțin pentru ca voi să o puteți vedea. Umbra cubului, normal că urmează aceeași direcție, vedeți că este ușor înclinată.
Vorbeam de hașură, de umbră, de umbra pe obiecte, umbra obiectelor rotunde, da? Și spuneam că merge pe unde concentrice. Undele din apropierea obiectului sunt mai intense, iar pe măsură ce se îndepărtează de obiect, ele devin, se transformă în trepte de gri înalt, adică mai deschise. Când spunem trepte de gri înalt, vorbim, ne referim la treptele, la griurile ușoare, înalte, mai deschise. Când vorbim despre griuri joase, intense, ne referim la griurile închise, care merg spre negru. Reper genul acesta de hașură ordonată și destul de fină necesită, într-adevăr, mai mult timp pentru perfectare și pentru a putea folosi, a o folosi corect, și experiență, exercițiu, foarte mult exercițiu, nimic nu se naște peste noapte. Ce vom observa? Vom observa că hașura noastră se întinde destul de mult spre exteriorul lucrării. Dacă ne uităm de la distanță, vom vedea că în acest fel, la acest nivel, hașura ușor dezechilibrează suprafața plastică, ne face să privim mai mult către partea stângă a lucrării. Acum, suprafața plană, planul orizontal al lucrării, este alb, iar suprafața verticală, da, a lucrării este cu o idee mai... mai intens, cu un gri mai sus, cu o treaptă, două de gri mai închisă. Și atunci vom hașura și zona exterioară. Creionul, ca să aibă aceeași intensitate, că uneori zicem că nu are, trebuie să-l mai răsucim din când în când în mână, altfel vom avea grosimi diferite, pentru că se tocește, își lasă urma și își pierde din masă și atunci trebuie să... Astfel hașurăm peste tot, intensificând în partea de contact a obiectelor, da? În zona unde presupunem, vedem că umbra își face apariția. Deci toată suprafața trebuie valorată și lucrată astfel încât să avem zonele clare. Curăț un pic aici că am dat cu mâna și am murdărit suprafața. Dacă observați, nu i-am dat textura lemnului, că nu asta m-a interesat, ci m-a interesat forma mare și zonele de umbră. Iar mai departe, vă las pe voi să vă continuați lucrarea acasă. Astfel încât să obțineți rezultate plăcute și bune.
Vom trece acum la compoziție. Înainte, în programa de examen, compoziția este figurativă. De aceea vom vorbi, pentru început, despre proporțiile corpului uman. Figurativ înseamnă figură umană. Și atunci vom vorbi puțin despre proporțiile corpului uman. Avem capul care intră de 7 ori și jumătate în structura corpului. Da? Avem o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară, a cincea oară, șasea oară, șaptea oară și hai să zicem că până aici rămânem. Vom desena ușor geometric corpul uman. Avem partea toracică care are o formă geometrică, lățimea umerilor, anvergura umerilor este de 2 ori capul, da? Nu am desenat capul în întregime, adică anvergura în întregime, pentru că vreau să fac, să atașez umerii. Și avem partea toracică, cutia toracică, sub forma unui trapez, da? Iar forma bazinală, a bazinului, da? Suprafața bazinului, volumul bazinului, tot sub forma unui trapez. De data aceasta, trapezul este cu baza mare în jos, iar la partea toracică cu baza mare în sus. Avem partea de burduf lăsată de o parte. Anvergura bazinului este relativ egală cu cea a umerilor. Apoi avem împărțite picioarele, da? Jumătatea corpului este în zona pubisului, aici marcată cu un X, da? Zona de îmbinare, și apoi vom atașa brațele, antebrațul și picioarele, deci mâinile și picioarele. Avem coapsa sub forma tot așa, unori putem să le inserăm sub forma unui trapez, dar nu regulat de această dată, iar gamba sub forma, da, a două trapeze, unul mai mare, unul mai mic, da, ca să executăm acea formă de fus a gambei. Da? Aici avem, putem sub forma a unui pătrat să punem partea de încheietură, tot așa la umăr avem partea de încheietură. În zona umbilicală trebuie să fie undeva brațul, antebrațul, da? Îl punem într-o zonă în mișcare. Are o formă fusiformă și el, nu este perfect. Apoi vom pune încheietura și antebrațul, da? În care zona fusiformă, palma și restul palmei. Da? Tot aici putem să facem această încheietură. De data aceasta mă duc cu antebrațul, încheietura, antebrațul, încheietura, aici este cotul, da? Aici avem încheietura palmei, mâinii, cu palma care trebuie să ajungă undeva la jumătatea coapsei, toată palma cu degete, cu tot, da? Aici e degetul mare, policele. Nu are voie să fie mai lungă pentru că nu suntem primate. Avem piciorul, iarăși la fel, construim. În zona aceasta putem pune calcan în spate, care în spate, și apoi să venim cu partea de talpă, da? Laba piciorului, degetul mare se descrește spre cel mic. Da? La fel se întâmplă și în partea cealaltă, da? Călcâi. Avem capul, aici putem pune insera gâtul deja, facem racordul cu umerii și avem forma capului, care este ovoidală, forma unui ou. Da, putem să ne așezăm și zona de urechi, nu dau detalii pe cap deocamdată. Da? Și avem acest corp. În profil, da? La
în funcție de structură, dacă e fată, băiat. La fete șoldurile mai late, la băieți sunt umerii, mai la zona toracică, iarăși prinde forma respectivă. Dacă e un om mai scund, rămân proporțiile aceleași, dar se micșorează oarecum și înălțimea capului și celelalte elemente anatomice. Acum o să realizez în profil, da? Și avem așa. Vom avea cutia toracică. De această dată, cutia toracică are această formă, da? În care avem un trapez neregulat, da? Aoleu, ce pozitam! Și aici avem cutia toracică, da? Bazinul, da? El, cutia toracică, vă închipuiți, aici este coloana. Bazinul și el, partea din față este dreaptă, iar cea din spate e ușor înclinată, da? Și avem bazinul. Inserția picioarelor se află aici, da? Și avem partea superioară, da? A piciorului, avem genunchiul, partea de încheietură și această formă, da? Fusul acela, care observăm că din profil, da? Numai partea din față, tibia, este ușor curbată, da? Și avem gamba, avem glezna, călcâiul și laba piciorului. Atenție, laba piciorului este egală cu înălțimea capului. În principiu, da? Tot ce desenăm acum sunt forme generale. Avem craniu, urechea și facem racordul, așezăm brațele. Avem grijă să le punem unde trebuie. Încheietura, antebrațul, cotul, antebrațul, încheietura de aici și palma. Da? În zona asta trebuie să se situeze celălalt braț, să zicem că îl avem acolo, dar se desfășoară, stă îndoit. Ne putem pune axe. Și aici avem partea, da, brațul, mâna dreaptă, cum stăm noi și privim. Da? Aici se formează fesa, coapsa, da? Și încet, încet avem toate formele anatomice. Observați că aici toracele meu l-am dus în bernă, l-am făcut un pic împins în față. Aici, dacă este fată, intră, da, putem amplasa sânii, dacă nu, rămâne plat și l-avem pe băiețel desenat. Da? Nu dau detalii ale capului, doar poziționez nasul. Și avem, vedem pârghiile de control. Avem pârghie în umeri, se rotește brațul în sus, în jur și în jos, da? Cotul este la nivelul ombilical, da? Brațul, am spus că antebrațul vine până la, cu tot cu palmă, până la jumătatea coapsei. Avem puncte mobile, încheieturile, atunci când realizăm o compoziție cu sportiv, de exemplu, ridicăm mâinile, atunci le ridicăm frumos, da? Braț în jur, cotul trebuie devine undeva la nivelul capului, în creștetul capului, iar brațul urcă mai sus. Nu chiar în creștet, undeva pe la rădăcina părului, până acolo ajunge, da? Partea de la braț, adică aici ar veni încheietura. Se duce și astfel încât să nu obținem, să facem niște mâini ridicate în sus, de parcă ar fi mai mari decât dacă le lăsăm în jos. Tot așa avem în zona de torace, în zona umbilicală, aici marchez cu un X, da? E zona de, eu îi spun, burdufi, zona care se pliază cel mai mult.
dată coloana ne ajută, aici coloana este flexibilă, musculatura și toate organele din interior sunt flexibile și atunci putem să avem corpul să se încline într-o parte sau în alta, în stânga, dreapta, în față sau în spate. Acum vă voi așeza structura corpului în contrapost, adică într-o poziție de sprijin pe un singur picior. Bazinul de această dată, bazinul se înclină. Da? Se înclină spre piciorul care se îndepărtează, nu spre cel care devine punct de sprijin. Și astfel avem, se înclină atât bazinul cât și toracele. Și se aduc, de exemplu, dacă stă pe piciorul drept, dacă e în fața noastră, avem piciorul drept, avem o axă de sprijin, din umărul celălalt putem duce o axă, iar piciorul se dezvoltă în zona asta, da? Cu tot ce trebuie, da? Spre sprijin. Da? Partea de sus se cambrează, se dezvoltă toracele, schimbă direcția de această dată, iar celălalt picior, da, vine și susține, se îndepărtează și stă spre interior sau exterior. Da? Avem aici și aici. Da? Și avem poziția de contrapost. Acum, în contrapost, capul poate să fie aplecat în față sau în spate, brațele se pot sprijini, putem avea unghiuri de sprijin în zona taliei sau le putem ține sus pe amândouă, să zicem că se ridică brațele, da? Un braț aici și unul în jos. Avem poziția capului. Pentru a putea construi relaxat, trebuie să realizați foarte multe crochiuri, în principal crochiuri după personaje, care vă stau în posturile pe care le doriți. Sunt necesare, nu puteți face compoziții fără a avea această serie de crochiuri. Mergem mai departe. Fiind compoziție, trebuie să spunem câteva cuvinte despre compoziție. Da? Și vom scrie aici compoziția este alăturarea, se vede de capul meu, a două sau mai multor elemente plastice într-o anumită relație. Anumită și astfel avem compoziție dinamică în care axele, liniile de forță devin înclinate față de linia tabloului. Ele devin înclinate, majoritatea axelor sunt înclinate, da? Și dezvoltă anumite tensiuni, unele mai ample, altele mai puțin, liniile vectoriale și compoziție statică. În care elementele vectoriale sunt verticale, dar cu o poziționare clară spre zona orizontală sau cele orizontale, stânga-dreapta, cu o poziție clară. Deci nu au dinamism. Deci după ce am discutat despre compoziții, putem vorbi despre structura acestor compoziții, pentru că acestea țin de dinamică și mai avem clasificarea care ține de structura compozițională și structura compozițională ține de interiorul ei și forțele pe care liniile pe care se centrează compoziția. Așa avem compoziție
închisă. Închisă, în care toate liniile de forță, da? toate liniile vectoriale tind spre un punct în interiorul lucrării, da? Deci compoziția închisă, liniile vectoriale tind spre un punct central numit, da, punct de interes principal de interes. Ce urât am scris. Mai avem compoziția deschisă. În care liniile vectoriale, liniile de forță tind să meargă spre exteriorul lucrării. Asta nu înseamnă că nu avem un centru de interes, da? Deci liniile vectoriale tind să iasă în exteriorul lucrării, adică suprafeței plastice. Deci astea țin de centru de, aici avem de a face de fapt în cele două tipologii, cu centru de interes. Este cel care e în interiorul lucrării sau cel care este în, tinde să iasă, să ne ducă privirea în exteriorul lucrării. Și apoi, în funcție de organizare, mai avem compoziții piramidale, da? Ce urât, piramidale, da? Avem compoziții în rotondă. Rotondă, da? Avem cercul sau elipsa sau altele, da? Avem în spirală, ele sunt dinamice de obicei, compoziții în spirală, ascendentă, da? Sau descendentă. Deci aici ascendentă, descendentă. Deci asta tot ceea ce am făcut până aici ține de compoziție, structurări compoziționale. Este foarte clar că o compoziție statică este orientată, se orientează pe o linie orizontală, dar nu este o regulă foarte, care se nu poate fi încălcată, iar compozițiile dinamice este clar că se dezvoltă pe verticală, dar nici de această dată, închipuiți-vă un cadru dintr-o scenă de fotbal cu, pe orizontal, în care atacantul e foarte departe și vin ceilalți din spate, iar cei din apărare sunt undeva și ei în zona porții, vedeți exact perpendicular pe terenul de fotbal, vă uitați înspre poarta de atac în care se efectuează atacul și atunci veți vedea că totul este pe orizontal, dar este dinamic. Personajele sunt în fugă, toate liniile sunt în diagonală. Ok, până aici am înțeles. Trecem mai departe la partea de culoare. Acum vom vorbi puțin despre culoare. Vom vorbi despre caracteristicile culorilor și despre efectul lor, grupare. Și începem cu cercul lui Eaton. Da? Și avem, el împărțea cercul, îl împarte și așa îl împărțim și noi. Avem o pânsucă în trei culori primare și avem galbenul, voi face din cerc doar stela, avem galbenul,
avem roșul, aici am un roșu, un roșu magenta. Ethan folosea un roșu permanent care are o idee de galben în el. Pe spectru solar se simte. Magenta e undeva mai aproape de violet. Ca undă. Există, mai avem albastru, el folosea un albastru ultramarin și eu îl folosesc, doar că pigmenții diferă de la un set de culori la altul. Acestea sunt culorile principale. El le numea culori primare. Le-ați învățat și voi chiar în clasele voastre primare. Da? Și le-ați repetat în clasa a 5-a pe toate. Apoi, deci aveam culori primare, și avem roșu, galben și albastru. Culorile secundare sau binare de gradul 1 așa, binare gradul 1, binar de la 2, da? Că sunt în a doua grupă, dar pot fi, se putem gândi și că se formează din două culori în proporții egale. Și avem prima formată, mi se verde acum, prima pe care o vom forma va fi verdele din galben și albastru în proporții egale. Normal ar trebui să ne iasă, după principiul lui Litter, un verde crom. Da? Spălați bine pensulele sau folosiți o altă pensulă pentru a forma cea de-a doua culoare binară de gradul 2. O vom lua, adică oranjul sau portocaliu, cum spunem noi românii. Da? Portocaliu. Iar cea de-a treia culoare binară, prin amestecul de roșu și albastru, vom obține violetul, mov, da? Violetul. Aici este violetul. Facem abstracție de portocaliul așternut mai devreme. Și avem aceste trei culori. Da? Avem culorile principale și culorile secundare, adică binare gradul 2, și le enumerăm din roșu plus galben. Am obținut oranj, adică portocaliu. Din roșu și albastru, da, am obținut violet sau mov, cum spuneți unii. Iar din galben și albastru am obținut verde. Acestea sunt cele șase culori cu care veți lucra și în general. Mai avem și amestecurile dintre culoarea secundară și culoare în stânga-dreapta, caldă sau rece sau binare gradul 3. Și avem culoarea vermion, avem galbenul crom, ocru, pardon, avem după aceea un verde gălbui, un albastru smarald, avem un violet foarte
intens către un indigo și avem un violet mai deschis către roșu, care îi spune purpură. Dar nu vorbim despre ele. În orice compoziție vom avea de-a face cu contraste cromatice, iar contrastele cromatice nu sunt altceva decât raportul, da, deci contraste cromatice. Cromatice și avem opoziția sau acordul. Acordul culorilor. Fie ele vecine sau opozabile. Sau opozabile. Da? Adică, cel mai întâlnit contrast cromatic, nu le iau în ordine, ele sunt 7, nu le voi enumera în ordine. Vom lua contrastul cel mai întâlnit, cu care lucrăm cel mai mult în artele vizuale, adică cel complementar care se realizează din contrastul a două culori diametral opuse pe cercul cromatic. Le-am schițat cu săgețile respective perechile și astfel obținem la complementar. Avem perechile roșu-verde, avem perechea galben-violet și perechea oranj-albastru. Ce observăm? După felul cum am grupat eu și le-am pus pe coloană, vom observa că se împart în două mari zone. Avem zona, sfera, exact ca la Pământ, emisfera sudică și nordică, avem partea, sfera caldă de culoare și sfera rece de culoare. Rece. Tot așa vedem că avem coloana caldă și coloana, astfel ce deducem că avem, culorile se împart în culori calde și reci în funcție de senzația termică pe care o conferă acesta. Asociem roșu, portocaliu, galbenă cu soarele, da, și înseamnă că sunt culori termice care ne dau senzația de căldură. Asociem verdele cu pădurea, răcoroasă, albastru cu cerul sau apa, da, și violetul iarăși cu zona rece, cu zăpada, și atunci avem partea de culori reci. Cea mai rece culoare este albastru, da? Iar cea mai caldă culoare este portocaliul. De ce oare? Pentru că se află la jumătatea între cele două. Violetul este aproape de o culoare caldă, iar verdele iarăși este aproape de o culoare caldă. La fel, roșu e aproape de o culoare binară rece, iar portocaliul, iar vis-a-vis de galben, iarăși galbenul fiind asociat, alăturat culorii vers, care este o culoare tot secundară rece, nu conferă atâta căldură ca și oranjul. În schimb, cea mai clară culoare și cea mai repede de alterat este galbenul. Acum, cel mai stabil contrast cromatic este roșu-verde, având ponderea între roșu și verde, dispunerea egală, în proporție egală în compoziție. Îl putem folosi egal. Deci astfel avem un prim contrast, contrastul complementar. Apoi de aici putem merge pe contrastul de cantitate. Repet, astea le-ați făcut în clasa a 5-a și a 6-a. Da? Iar contrastul de cantitate îi mai spune și dominantă de culoare. De obicei, aici facem un contrast între sfera caldă și sfera rece. Nu luăm o singură culoare, luăm partea de culori calde opozabile în părți de culori reci. 3.
avem de calitate. Aici trebuie un pic să stăm să ne gândim. Culorile pure sunt doar culori roșu, galben și albastru. Deja în momentul în care am amestecat, ele s-au alterat, au devenit alte culori. Dar și-am obținut portocaliul, violetul și verdele. Dar aceste culori mai pot fi amestecate pentru a obține o scară tonală cu non-culorile alb și negru. Da? Și avem non-culorile, non-culorile, alb și negru. Alb și negru. Da? Ei, amestecând culorile cu alb și negru, obținem o scară tonală. Amestecăm pe albastru cu alb, obținem albastru tot mai deschise sau dacă îl amestecăm cu negru, tot mai închise. Astfel, obținem un al patrulea contrast, contrastul închis-deschis. Alterare la calitate, în schimb, nu putem, putem spune că și acesta e un contrast de calitate, dar pentru a avea un contrast clar de calitate, amestecăm culorile. De exemplu, amestecăm un verde cu albastru și griul neutru și obținem griuri colorate. Întotdeauna, la contrastul de calitate, avem de a face cu alterarea culorilor, prin două modalități. Una este amestec cu alb sau negru sau cu amândouă. Amestec cu alb sau negru. Și aici avem, sau a doua modalitate, amestecul cu culori binare. Culorilor cu perechile binare sau cu perechea complementară. Și avem așa, dacă amestecăm un violet cu galben, vom obține un ocru închis. Da? Putem să luăm violetul, luăm galbenul și vedem că ne dă un ocru mai închis. În funcție de cantitatea de galben pe care o așezăm, obținem acel violet, ocru, dar un ocru către zona de khaki. Unde să pun aici? Bun. Da? Și o să scriu amestecul. Dacă amestecăm un verde cu roșu, da? Ar trebui să obținem un brun mai aproape de teracotă. Un alt tip de maro, da? L-ați observat. Și acum amestecăm un oranj cu albastru. Pun aici sau aici? Aici, iarăși, este un brun, dar este o sienă naturală, nu mai este una arsă. Da? Ați observat cele trei brunuri pe care le-am obținut amestecând perechile de complementare. Aici avem galben-violet. Aici avem roșu plus verde și aici avem oranj albastru, da. Oranj plus albastru. Da? Și am obținut cele trei brunuri colorate. Toate intră în aceste contraste de calitate. Cu ele putem conferi umbră personajelor, putem
da tonuri diferite la trunchiul copacilor, la iarbă sau la elementele pe care le avem. Tonurile cu scara tonală, și acum vă dau un exemplu de scara tonală prin roșul, da, în care vom pune câte puțin roșu, da, în alb. Și avem o scară tonală în roșu, da? Mai punem roșu. Se simte? Mai punem, deci treaptă cu treaptă, mai adăugăm roșu, da? Și asta este până ajungem la roșu-roșu, da? Mai pun mai intens un pic, că până vreau să iau, să mă duc în negru. Deci avem treaptă tonală de la deschis la spre închis, da? Deschis spre închis vreau să mă duc. Deci acum în roșu, dar nu în roșu amestecat cu alb, în roșu-roșu, vom lua și vom adăuga câte un strop mic de te-ai uscat de negru, da? Și acum obținem alte prea tare, prea repede mă duc în jos, da? Până mă duc, da, în negru. Nu mai stau să... Da? Ați înțeles? Deci aici avem o scară tonală. Prin complementare și ele le putem, cu diferite grade de verde sau roșu, obținem griuri colorate. Colorate. Și aici obținem scară tonală. Un alt contrast pe care îl folosiți, dar l-ați folosit în clasele mici, cel de-al cincilea contrast, este contrastul 5, contrastul culorilor în sine. El este primul contrast, de fapt, pe care noi îl învățăm și pe care îl folosim instinctiv. Este contrastul tuturor culorilor. Da? Ne închipuim o lucrare în care avem toate culorile de pe cercul cromatic sau din stela lui Item. Deci folosim atât culori binare cât și culori primare în cantități diferite, prin juxtapunere, prin... folosirea diferitor modalități de a așterne culoarea. Mai trebuie să rețineți în compoziție că puteți avea o cerință în care să aveți de-a face cu metodele de expresie plastică. Și atunci avem de-a face, pe lângă elementele de limbaj plastic, linie, punct, linie, pată, normal, în culoare, despre ele vorbim, mai avem de-a face și cu cele de expresie plastică, adică modul în care așternem suprafața, pata. Și avem pata decorativă, care este uniformă, clară, foarte, nu este vibrată, da? Am să încerc să fac o pată decorativă clară, iau culoare. De obicei, pasta trebuie să fie mai plină, să nu fie multă apă. Culorile tempera vă conferă, sunt singurele care vă conferă aspectul de plat. Uitați, pot să filmez aici. Aici fac o mostră de culoare de pată plată, pată uniformă, da? La uscare ea trebuie să fie compactă, să nu se mai vadă nici măcar pensulația, da? În funcție de răbdarea noastră, da? O pată picturală, în schimb, are atât forme diferite în modul de așternere, da? Cât și intensități diferite. Ea poate fi vibrată cu ajutorul altor
culori și obținem aici pe paletă, aveți diferite mostre de pete vibrate, da? Putem să le vibrăm prin pensulație sau putem să le vibrăm prin introducerea tot felul de tușe, da? Și am obținut o suprafață vibrată cu bază în roșu, da? Este o suprafață vibrată. Sau tot un roșu vibrat, poate fi pur și simplu pasta mare pusă și lasă relieful. Tot caracter de vibrare are și acest lucru. Trecem mai departe. Vom trece la partea de compoziție și vom avea o compoziție dinamică cu 3-5 personaje în contrast complementar și vom alege un oranj albastru ca și pereche de complementare. Vom lucra în griuri colorate, iar eu voi porni de la 3 personaje. Hai să spunem jocul de basket, da? Fiind o compoziție dinamică, este clar că personajele vor tinde să iasă din compoziție. Așadar, vom avea un personaj, voi alege desenarea unui personaj în prim plan, a căror picioare, o parte din picioare să fie ușor scoasă din așa, cărligul să-l fac. Voi scoate inclusiv coșul. Nu o să aleg numai partea de jos să se vadă. Un personaj va fi la apărare, da? Deci în spatele coșului, deci va fi în întregime, va fi mai mic și un alt personaj va fi în aceeași situație, aproape de cel care urmează să facă aruncarea. Da? Vom procede la desenarea personajelor. Personajele din prim plan vor fi personaje care vor fi văzute din spate. Capul basketbalistului care aruncă la coș va fi și el lăsat pe spate, da? Atunci avem împins toracele în față, da? Într-o arcuire. Deci îmi pun coloana, am partea dorsală, da? Aici o să-mi văd picioarele, membrele, în săritură, atenție, va trebui să aibă săritură. Am spus că e dinamică și că personajele ies din față, din pagină, pardon, astfel că avem o atitudine foarte dinamică. Membrele sunt predominante, da? Și mult mai mari. Putem să-i facem și îmbrăcămintea după ce l-am schițat. Putem să schițăm foarte ușor sau putem să folosim pensula în schițare. Primul personaj îl voi schița cu ajutorul creionului, iar celelalte personaje le vom schița direct în pensulă. Stai un pic. Mai greșim și noi. Vedeți dacă nu ne proporționăm din start. Deci până aici ai cot brațul. Vrem să fie antebrațul, da?
și celălalt. În această situație, dacă membrele ies din pagină, nu este nicio problemă. Ideea e să nu le tăiem din zone care să nu sugereze. Mingea deja a fost aruncată, ea o putem observa în zona aceasta, o facem nici foarte mare, da? Iar capul sportivului urmărește, da, mingea. Ovoidul capului nu trebuie să vă chinuiți să-l desenați cu detalii prea multe, da? E important să-l faceți pe poziție, da? Să-l aveți poziționat. Voi lua o pensulă ușoară pentru a vă arăta modul de construire. Am zis că vom folosi oranj albastru, da? În compoziția noastră, ca pereche de complementare. Normal ar trebui să mă eliberez, iar pe paletă să nu am decât oranjul și albastru și albul și negru. Cel de-al doilea personaj va fi poziționat în zona aceasta. Da? Avem și la el tot într-o atitudine de atac, da? Cu împins toracele, da? În față, piciorul pentru săritură îndoit, au detenta înaltă, trebuie să gândiți că sunt basketbaliști, dacă basketbaliști vreți să desenați. Le schițați pentru că restul va fi acoperit de... Schițându-l ușor aici, am luat invers așa, din start se vede, se simte că e în spate, da? În spatele personajului mai lung. Posibil, la culoare față de desen avem posibilitatea de a reveni și acoperi. Tempera vă dă această posibilitate. Stai, mâna invers, asta e în jos. O facem în jos. Pentru o eventuală prindere. Da? Și cealaltă și pe ea, în zona aceea. Tot într-o eventuală prindere. Observați, nu m-am mai străduit să îi schițez partea din spate, da? A mâinii cotului. Personajul din spate are o atitudine expectativă, de așteptare. Stă în așteptare. Îl voi schița mai mic, da? Că e în spate. Își ridică mâinile pentru prindere. Va fi mascat ușor de celălalt, de personajul din față, da? Și acum vom lua culorile, vom trasa și linia de care delimitează terenul, da, de coșul de sport și ne vom apuca de lucru în culoare. Pentru început o să creionăm puțin culoarea pielii, da? Care vine dintr-un oranj, atenție, dintr-un oranj, dintr-un portocaliu. Avem portocaliul, da, aici, în care băgăm alb, da? Iasă așa o dermă mai la asiatici, pe care o răcim cu puțin albastru.
Nu foarte mult. Pentru început punem derma curată. Atenție, nu finisăm, ci doar așezăm petele de culoare pentru personaje. Da? Acum încercăm să le punem ușor, curat, fără a le lezințui. Nu le modelăm încă, le vom modela după ce așternem și culoarea terenului de fotbal, de basket, pardon. Ne jucăm cu vedeți, putem să corectăm și tempera, repet, vă dă posibilitatea de a acoperi eventualele greșeli pe care le-am făcut din atenție sau, știu eu, din neștiință. Își punem derma peste tot pe unde o găsim. Atenție, nu toți oamenii au culoarea la fel. Și de aceea, în momentul în care vom veni cu modelarea, da? Ne vom juca. Ne mai preparăm, repet, portocaliul amestecat cu alb, da? Și puțin albastru pentru o răcire ușoară, nu foarte mult, da? Pentru că vom veni cu răcirea în momentul în care vom crea umbrele, după ce ne stabilim care este zona. Am pus în mare partea de cap, apoi cam uitat să pun asta. Vedeți, construiesc numai din pensula acum. Fiind oranj albastru, opa, scuze, vom alege partea de jos să fie în dominanta caldă de culoare, iar partea de sus, superioară al grei, să fie în dominantă rece. Și atunci vom lua tot oranjul, nuanțe de oranj, cu care ne vom juca. Putem să jucăm vibrat, să jucăm terenul, da? Și acum punem pete vibrate, pentru că va fi pată picturală. Ne putem așterne petele, astfel încât să obținem acel joc fără în partea de jos a lucrării. Atenție! Nu adaug altă culoare pentru modelarea formelor, figurilor. Nu, bă, eu mă grăbesc cât de tare pot, da. E o culoare puternică, nu trebuie să vă fie teamă de culorile puternice, pentru că în momentul în care începem să dăm detaliile, veți vedea și să modelăm personajele, aceste lucruri se vor estompa. Da?
Da? Avem senzația că se pierde personajul, da? Partea de piele. Dar veți vedea că pe măsură vom reveni și vom reveni cu griuri colorate. O să mai pun pastă de culoare, că deja nu mai pot să fac contraste. Mă joc, juxtapun petele, da? Adică suprapun petele, pentru a obține pete vibrate. Da? Mi s-a terminat galbenul de pe paletă, va trebui să-l înlocuiesc. Celelalte culori le am, nu am nevoie de ele. Și atunci îmi pun în zona culorilor calde. Trebuie să fiți destul de organizați. Să fiți organizați și să puneți culorile cât de cât depărtate ca să aveți zona de amestec. Mai îmi pun și galben, să am galben curat. Și luăm. Folosesc o pensulă nici lată, nici îngustă. Îmi obțin oranjul. Mai departe, vin de data aceasta cu o zonă mai păstoasă. Tot în juxtapunere vin. Important e să puneți, să vă refaceți dacă e nevoie. Pe măsură ce se depărtează, culoarea se estompează în intensitate, nu mai este la fel de saturată, își pierde din saturație și apar acele efectul acela de griuri colorate. În plan fizic, adică cu lucrările, cu culorile pigment, va trebui să amestecăm oranjul cu alb. Da? Și să începem să obținem acele cu albastru. O să vedeți că obținem un pic nuanțe, da? Alte tipuri de culoare. Deși este un contrast oranj-albastru, putem folosi diferite tipuri de oranj, nu doar oranjul acela de mijloc. Da? Pentru a decupa, a defini planul vertical, planul coșului, am spus că vom alege zona rece de culoare. Nu voi pune un albastru curat, ci mă voi juca cu un albastru grizat. Și atunci voi veni cu el ca să contrastez și textura aceea de tușă fragmentată, foarte fragmentată, voi veni cu o textură ca de zid văruit, da? Cu linii. Nu le voi face uniforme. Da? În schimb, partea de haină, partea de vestimentație, va trebui să o gândiți destul de bine și să o modelați în funcție de modul în care ea acoperă corpul. Voi alege să îmbrac personajul din dreapta și îi voi conferi o pereche de un short. În nuanțe de alb, în nuanțe și tonuri de albastru, da? Aici vom avea shortul, partea de short. Și ne vom juca un pic. Și prefer să mă duc tușe pe lungimea piciorului, da? Și să urmez forma anatomică. Așa, apoi dreaptă. Coapsă, da? Vom modela piciorul.
revenim asupra dermei, da? În zona gambei, gamba se va lumina puțin, da? Destul de mult. La fel și în partea aceasta va fi mai... Iar partea se va închide, da? Nu vă fie teamă de astfel de contraste. Este umbrită, pare un om verzui, dar lucrăm în contraste cromatice. Stai un pic să nu rup piciorul. Aici puteți să construiți frumos voi gheata. Nu acolo. Gheata o puteți face albastră sau altă culoare. Da? Bascheții de la... Da? Delimităm un pic. Nu conturăm, atenție, nu conturăm, ci doar delimităm. Puteți să veniți și să redesenați forma, da? Atenție, lucrăm tot cu, doar cu culorile complementare, oranj, albastru. Vom merge pe modelarea suprafețelor. Umbrele va trebui să reveniți asupra lor. Tempera s-a uscat, are un aspect mai văros și atunci, după uscare, se usucă destul de repede. După uscare veți observa rapid în ce zone să puneți umbrele. Așa că voi amesteca albastru cu puțin negru pentru a-mi modela din nou short-ul și a-l delimita în același timp. Da, atenție la conturare, să nu fie ca la anime-uri conturarea, că nu avem așa ceva în pata picturală. Pentru că avem culoarea dermei, o culoare ruptă, o culoare alterată, culoarea parchetului, culoarea podelei, poate să fie mai intensă. Iar cu o ușoară linie se poate delimita mai tare. Vedeți că am dus oranjul de această dată mai aproape de vibrarea lui spre roșu. Modelarea, repet, o faceți cu ajutorul pensulei, cu puțină culoare, una din culorile care le aveți locale, mai intense, mai grizate sau mai puțin grizate. Nu neapărat, da? Eu am venit aici cu o modelare cu culoare albastră. Da? În continuare vă las pe voi să executați și să finalizați lucrarea. Nu lăsăm pete de alb, întotdeauna finalizăm lucrarea pe toată suprafața ei.
Da, bună ziua. Mă numesc Remus Poenar Alexa. Sunt unul dintre profesorii care predau la clasele de arhitectură și design liceu. O să continui cu o prezentare la modul general în ceea ce privește compoziția. Este a doua probă de examen și o să mă refer în mod special la zona de anturaj. Ce înseamnă asta? Elementele care vin și susțin partea de organizarea personajelor, ceea ce este în spatele primului plan de reprezentare. Tot așa o să ating aspecte de proporții ale clădirilor și a construcțiilor care sunt în imediată apropiere a personajelor. Asta înseamnă aspecte generale. Și înainte de toate, ceea ce am observat eu că este absolut necesar vis-a-vis de proporții, pentru că în linii mari, cu alte cuvinte, proporțiile definesc caracterul. Și o clădire, mă refer în zona rurală, o să încep cu spațiul rural, unde în mod general întâlnim case, construcții, clădiri mai mari sau mai mici, dar din această zonă a construcțiilor, o casă, o reprezentare, să zicem, fațadă sau vedere din față. Asta înseamnă că registrul inferior se desfășoară în general pe un suport rectangular, asta înseamnă dreptunghi. Nu o să intru în detalii, o să ating doar aspectele importante. În partea de sus, acoperișul este complex, cu rampe de scurgere undeva la 45 de grade. Și asta înseamnă că într-o variantă mai simplă, să zicem că avem într-o vedere frontală sau vedere din față un triunghi și avem două figuri geometrice. Totul este redus la variantă simplă. Și acum, ce urmează mai important? Zona de repartizare a reperelor fixe ale unei clădiri, partea de jos. Trecem peste zona de fundație sau partea de sprijin, care este importantă. Ce trebuie să urmărim în mod special? Aliniamentul care se distribuie pe zona de poziția ușii. Asta înseamnă că buiandrugul sau partea de sus a unei uși stă totdeauna aliniată cu partea de sus a geamurilor. Asta în varianta în care avem un geam în stânga, un geam în dreapta. Asta pentru casele de locuit, variantă, să zicem, destul de familiară. Nu în spațiu instituții și alte tipuri de clădiri. Deci, până la urmă urmei, să încercăm pe cât posibil să aducem la aceeași înălțime marginea de sus a unei uși, asta înseamnă zona de buiandrug, cu partea de sus a unui geam, stânga sau dreapta. Deci e un aspect foarte important și asta înseamnă o prezentare, să zicem, frontală, pe forme simple, ușor de înțeles. Pentru că aici se fac greșeli destul de frecvente, cu geamurile mai mici sau coborâte în partea de jos. Există, într-adevăr, pe fațadele laterale, la casa scărilor, la poziția geamurilor pentru băi, o altă direcționare a liniilor orizontale, dar pentru geamurile care dau lumină într-un spațiu interior, partea de sus se aliniază cu buiandrugul ușii. Asta înseamnă vederea frontală. Bineînțeles că în tema care trebuie voi să o prezentați, pe lângă partea de compoziție în prim plan, exact ca în cinematografie, avem un prim plan și un centru de interes care se îndreaptă către zona de personaje, care desfășoară, din câte am înțeles și ați înțeles și voi, o activitate sportivă, amplă, mișcări ample și dinamice. În partea din spatele personajelor trebuie să distribuiți cei care optați pentru arhitectură și design, clădiri, construcții. Că dacă mergeți în zona rurală, avem case, dacă sunt activități în stradă care desfășoară în spațiu urban, cartiere, parcuri, normal că domină acolo clădirile înalte, cum sunt blocurile și tot așa trebuie să avem repartizate geamurile pe același aliniament. Acum, asta este prezentarea unei case din față. În variantă simplă, figură geometrică rectangulară, un dreptunghi în zona inferioară și triunghi în partea de sus. Acum, dacă optăm pentru o variantă de reprezentare în semiprofil, cu o denumire, să zicem, mult mai completă, și se și complică un pic reprezentarea, perspectiva la două puncte de fugă, asta înseamnă că poziția celui care privește
este în zona liniei câmpului vizual. E clar că nu avem înălțimea de 2 metri totdeauna, dar ne poziționăm măcar în zona asta a geamurilor și a ușii, să nu reprezentăm clădire văzute de deasupra, mai ales dacă personajele sunt în stradă, pentru că nu avem cum să avem două câmpuri vizuale, odată să reprezentăm personajele în prim plan văzute de înălțimea în care privim, iar clădirile să le vedem de deasupra. Și acum o abordare a perspectivei la două puncte de fugă, asta înseamnă o casă reprezentată din semiprofil. Ce înseamnă asta? Așezăm în primul plan zona inferioară a clădirii, asta înseamnă, rezumat la un corp geometric simplu, este vorba de paralelepiped. Raportăm construcția la cele două puncte de fugă și dăm dimensiune. Acum depinde ce anume dorim să reprezentăm, fațada principală pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Eu o să merg cu o reprezentare în partea stângă și construcția e mai lungă pe zona spre F2. Asta înseamnă cele două fețe ale construcției se distribuie stânga și dreapta. Pe acest suport al construcției de bază trebuie să așezăm exact ce am reprezentat în partea stângă. Atunci când poziționăm geamurile și ușa, trebuie să fim atenți exact la același detaliu, poziția geamurilor și a ușii, să nu avem fluctuații pe verticală destul de mari. Și atunci, dacă în partea stângă aici localizăm spațiul de acces în clădire, asta înseamnă așezăm ușa, la fel ne apropiem spre zona de streașină, pentru că avem o înălțime, zicem, 2,5, maxim 2,75 pe spațiul locuibil în interior. Geamul care urmează în partea dreaptă se așează pe linia câmpului de proiecție spre F2, următorul geam tot în această zonă, iar în partea stângă, cum anume transferăm reperele de cotă. E foarte simplu, linia câmpului vizual se duce către muchia apropiată a clădirii, după aceea ne îndreptăm cu linia spre F1, în partea stângă. Și pe această linie de proiecție imaginară mai putem localiza un geam sau două geamuri. În partea dreaptă exact același lucru vom face, transferăm linia câmpului de perspectivă, adică linia de proiecție din F2 pe muchia apropiată și ne ducem spre F1. Asta înseamnă că în cele două zone avem maximă pe înălțime la primul geam și tot în același spațiu ne încadrăm cu poziționare celul de-a doilea geam. Și asta înseamnă o reprezentare la două puncte de fugă sau în perspectiva unei clădiri. Mergem pe reprezentări, să zicem, simple sau nu foarte încărcate de detaliu, pentru că nu este important. Acum acoperișul, revenim la zona asta unei acoperiș în formă de piramidă cu 4 rampe de scurgere. Undeva la jumătate, acum știți foarte bine, dacă avem o figură geometrică în perspectivă, pentru a afla mijlocul, trasăm cele două diagonale. Din punctul de intersecție, stabilim înălțimea acoperișului și trasăm muchile care delimitează deocamdată cele două fețe ale acoperișului care se văd. Și așa am reprezentat, să zicem, o clădire la două puncte de fugă cu un acoperiș simplu. Există și acoperiș în două rampe de scurgere. Asta înseamnă o formă de acoperiș cu fronton, să zicem, drept. Se întâlnesc în mod special în zone rurulare la gospodării șuri și gospodăriile întărite care au anexe și construcții pe lângă spațiul de locuit, pe lângă casă. Asta înseamnă acoperișul în două ape. Mergeți pe varianta care vă convine vouă, nu e obligatoriu să aveți o variantă foarte complicată, ce e foarte important de știut. Într-o compoziție pe secția de arhitectură și design, accentul cade pe zona de personaje. Partea de anturaj, ceea ce am explicat eu mai devreme, clădirile care vin și sprijină compoziția sunt reprezentate să ajute compoziția cu personaje, nu să facă concurență. Asta înseamnă că vom avea grijă să nu sufocăm personajele cu foarte multe clădiri. Este doar subliniat spațiul în care se desfășoară acțiunea personajelor și nu intră în concurență anturajul cu
partea importantă care urmează a fi reprezentată. Da, o să oferim detalii în plus vis-a-vis de infrastructură. Asta înseamnă în cazul în care așezăm compoziția cu personaje, cum am zis, în stradă sau în zona rurală, în apropierea clădirilor, trebuie să avem și parte de infrastructură, o alee, o stradă importantă, unde înainte gândim foarte bine felul în care organizăm personajele. Pe lângă toată povestea asta, suntem în zona în care am discutat despre elemente create de om, construcții. Avem și cadrul natural, asta înseamnă că pe lângă toată suita asta de clădiri care o să susțină compoziția cu personaje, trebuie să reprezentați și elemente vegetale. Asta înseamnă pomi, spațiu verde. La fel, toată reprezentarea pe partea de anturaj, mai ales la zona de pomi, merge pe o reprezentare stilizată sau simplă. Nu trebuie încărcat desenul sau cel puțin zona asta a structurilor vegetale cu foarte multe detalii. Pentru că detaliile obosesc sau cel puțin mută centrul de interes în zona anturajului. Știm foarte bine din clasele mai mici că un centru de interes poate fi subliniat și cu ajutorul detaliului. Asta înseamnă că evităm pe cât posibil detalii foarte multe la zona de clădiri, la zona de suport pe structuri vegetale. Și reprezentăm pom mai mari sau mai mici, pom fructifer, pom de zonă forestieră, păduri și ce putem cuprinde în spațiu personajelor. Dacă stăm în zonă urbană, la fel. Peisagist, tot ce înseamnă partea de peisaj urban cu spații verzi și cu alei și ce știm că există frumos pe partea de organizare a unui spațiu urban. Deci cam asta este partea din spatele personajelor. Deci încă o dată, atenție cum poziționăm pe reprezentările din față, clădirile, aliniamentul, geam, ușă. Consider că astea sunt importante și trebuie respectate. Dincolo de toată povestea asta ca repere, aveți libertate maximă în exprimare. Asta înseamnă că veți reprezenta clădiri mai mici, clădiri mai mari. Dacă folosiți perspectiva la două puncte de fugă, la fel. Folosiți o fațadă laterală, una principală și poziționăm accesul în clădire și geamurile care sunt imediat la vecinătatea ușii. Coșurile de fum e bine să le și reprezentați pentru că sunt multe, multe case, mai ales și în zona urbană și rurală, care sunt încălzite cu agent solid, cu lemn sau au centrale proprii. Cam asta este partea de reprezentare a zonei de anturaj, clădiri și spațiu verde și ceea ce înseamnă structuri vegetale. Locația în care așezăm personajele, pe tematică, bineînțeles, poate să fie, cum am spus mai devreme, în spațiu exterior. Dar mai avem posibilitatea să așezăm personajele în spațiu interior. Asta înseamnă săli în care se poate organiza un sport de performanță, asta înseamnă grup de personaje, putem reprezenta spațiu interior mai mult înspre zona privată, dacă alegem să lucrăm într-un grup mai restrâns. Și în partea aceasta de reprezentare sau în mod special la partea interioară, ca anturaj, asta înseamnă că personajele trebuie reprezentate într-un spațiu interior, ar fi recomandat să surprindem doi pereți și parțial din tavan. Asta înseamnă partea de jos și perete lateral dreapta, perete lateral stânga sau fragmente din arhitectura interioară. Și la fel, în zona spațiului interior trebuie să avem geam. La fel, geamul este localizat în partea mai mult de sus a peretelui. Nu coborâm cu geamul sau cu pervazul foarte mult spre pardosea în partea inferioară, pentru că sunt și spații interioare în care oferă mai multă lumină zona vitrată și atunci sunt permise coborâri cu zona geamurilor până aproape de pardosea. Ușa la fel o așezăm în zona pe aceeași linie de reprezentare a geamului și sunt suficiente doar câteva detalii de interior. Din zona, să zicem, elementelor fixe, cum este ușa și un geam, nu trebuie foarte multe detalii să oferiți pentru că nu este nevoie. Dar trebuie să se simtă
spațiu interior cu cei trei pereți, cei doi pereți, unul lateral stânga, unul lateral dreapta și partea de jos de sprijin. Tavanul, dacă îl surprindeți parțial sau foarte puțin, e suficient. Deci asta ar fi pe o reprezentare la două puncte de fugă, bineînțeles, o reprezentare, să zicem, foarte simplă, nu încărcată cu foarte multe detalii. De aici povestea poate continua. Pe lângă personaje mai puteți oferi câteva elemente de sprijin din spațiul interior, dar nu foarte multe. Dar este important ceea ce am spus mai devreme, perspectiva aici este în două puncte de fugă, un pic mai complexă, dar ușor de abordat, pentru că se referă la o reprezentare laterală și dreaptă a celor doi pereți. Acum, dacă din toată povestea asta se surprinde doar un perete și foarte puțin din celălalt, este foarte bine. Dacă mergeți cu o variantă aproximativ simetrică, se recomandă și această posibilitate, nu e nicio problemă. Dar trebuie să surprindeți sau cel puțin să subliniați în ceea ce desenați elemente care țin de spațiu interior. Și trebuie să aveți un geam și o ușă acolo, pentru că astea sunt cele care definesc sau cel puțin ne duc cu gândul că este vorba de un spațiu închis. Referitor la perspectivă, la reprezentarea în perspectivă, atât pe spațiu exterior cât și interior, acum mă refer la zona interioară, am avut două puncte de fugă și o să încerc să surprind un spațiu interior în care va trebui să reprezentăm figurile corpul uman în compoziția care se cere la un punct de fugă. Asta înseamnă undeva în zona de mijloc al foii, poziționăm un punct și trasăm linii către colțurile paginii și undeva în spate desenăm peretele în formă rectangulară sau dreptunghi, după care marcăm cu o linie un pic mai sigură liniile care delimitează pe contur tavan, podea și pereți lateral stânga și dreapta. În acest context putem să continuăm cu reprezentarea elementelor care țin de spațiu interior, cum am spus și mai devreme, geamuri și ușă. În toată povestea asta e simplu de a așeza personajele, nu este foarte greu. Aici, pe această linie, vom localiza ușa într-o posibilă variantă. De aici încolo putem așeza un geam pe o linie orizontală. Și avem în partea din vederea frontală, peretele principal cu două geamuri, unul stânga, unul dreapta și o ușă laterală. Ușa, cum se vede, este la aceeași înălțime poziționată față de înălțimea geamului. Sunt elemente tehnice care trebuie să le surprindeți, să vă apropiați de această formă de reprezentare, pentru că ține de un mod de a reprezenta corect, proporționat, vorbind elementele fixe pe cei doi pereți lateral stânga-dreapta și peretele frontal. Asta ar fi o reprezentare, să zicem, la un punct de fugă în care totul se îndreaptă spre un punct central al foii, să zicem cu aproximație, și în acest context urmează să reprezentați sau să desenați corpul uman în mai multe variante, compoziția cu 3, cu 5, cu 7 personaje, care desfășoară, bineînțeles, o activitate cu mișcări ample. Asta ar fi o proiecție conică centrală, simplă. Bineînțeles, sunt mai multe variante, dar ce vorbesc acum sunt doar elemente tehnice. Nu trebuie folosit această variantă ca și model 100%, dar ce trebuie urmărit din această poveste? Aliniamentul geamurilor și a ușii. Asta înseamnă o poziție cam pe aceeași înălțime. Să nu avem diferențe foarte mari între cele două repere. Că celelalte date tehnice le veți va învăța mai târziu, nu e obligatoriu acum să le știm pe toate. Și în acest context avem delimitat perete lateral, perete lateral stânga și tavanul cu podeaua.
pot să apară în reprezentare și fragmente mai izolate, adică numai fragment de ușă sau numai fragment de geam. Nu e obligatoriu să aveți prezentată toată zona spațiului interior, adică mai multe elemente cu cei doi pereți și peretele frontal. Puteți să vă referiți doar la un perete lateral în care cuprindeți un geam și atâta tot. Important este felul în care organizați personajele și aceste elemente de anturaj vin și ajută sau cel puțin susțin compoziția. Asta pe parte de linie de organizare, să zicem, a cadrului ca suport a planșei, pe partea de spațiu interior. Da, pe partea de organizare a desenului la secția de arhitectură și design, ceea ce privește suportul desenat. Pe lângă elementele care susțin compoziția în prim plan personajul, trebuie să avem elemente de fundal. Asta presupune anturajul care însoțesc, să zicem cu alte cuvinte, acțiunea personajelor. Pe partea de spațiu exterior, avem perspectivă la două puncte de fugă, perspectivă la un punct de fugă și mergem pe zona de clădiri sau blocuri, dacă e spațiu urban. Pe zona de interior e bine să ne referim la elemente, să zicem, mai puține, dar care se îndreaptă strict către zona de geam, ușă, cuprinse în toată povestea suportului pe spațiu din interior. Și acum, fără să merg pe o variantă, să zicem, de detaliu ca model, o să explic la modul general cam ce înseamnă, să zicem, pe forma exterioară, pe reprezentarea unui spațiu exterior a unei compoziții. Deci pe lângă, dăm la o parte partea cu personajele și creăm suportul natural în care se desfășoară acțiunea. Putem merge pe două puncte de fugă. Asta înseamnă în stânga și în dreapta un punct de fugă. Fără să notați, acolo unde linia părăsește foaia, considerăm un punct de fugă lateral stânga și unde linia părăsește foaia, un punct lateral dreapta. Personajele au o mărime importantă în compoziție, asta înseamnă că în spatele lor trebuie să reprezentăm clădiri. Hai să mergem pe forma mixtă, case și blocuri sau numai case. Nu le reprezentăm foarte mari, important este să ținem cont de ceea ce am spus mai devreme, o perspectivă, să zicem, la modul mai complet, la două puncte de fugă. Liniile care le-o trasez acum pe foaie, care merg spre F2 și spre F1, nu trebuie să rămână obligatoriu un desen, deși se cere a se păstra în construcție, dar nu punem acum accentul pe ele. Și avem acum un paralipoid văzut în perspectivă, bineînțeles, nu vedem partea de sus a construcției, pentru că vine zona de acoperiș și asta înseamnă o formă, tot ca și corp geometric, piramidă, așezată peste un paralipiped. Asta ar fi reprezentarea, să zicem, în perspectiva unei case, într-o formă oarecum simplă. Pe acest suport urmează să poziționăm, cum am spus, geamurile și ușile. Tot în zona aceasta putem așeza în stânga o clădire mai înaltă, asta înseamnă mai în spate, asta și scade ca dimensiune, deci nu avem aceleași proporții, nu avem aceleași mărimi, este mai în spate, înseamnă că va fi ceva mai mică. Care de data aceasta seamănă mult cu un bloc cu două, trei nivele, nu avem o clădire foarte înaltă. Asta, până la urma urmei, trebuie să jucați în spatele personajelor cu elemente care țin de construcții, corpuri geometrice care stau la baza fiecărei construcții. Adică, în dreapta avem paralipiped cu trunchi de piramidă, în stânga avem un paralipiped și de aici încolo lucrurile se pot, să zicem, adăuga prin puține detalii, nu foarte multe. Dar să aveți o reprezentare cât se poate de completă a perspectivei. Mă refer la varianta asta cu două puncte de fugă. Și bineînțeles, în plan apropiat, puteți reprezenta o stradă sau colțul unei străzi,
și pe această porțiune poziționați personajele. Pe lângă ceea ce înseamnă structuri construite, intrăm cu structuri vegetale și asta vin și completează compoziția. Asta ține de spațiu exterior. În primul rând, încercăm pe cât posibil să acordăm multă importanță personajelor și clădirea din spate sau clădirile din spate, indiferent de ce natură sunt, case simple sau blocuri, reprezentate într-o formă mai simplistă, cât să nu vină în concurență cu personajele, dar să le susțină și desenat și pe partea cromatică. Perspectiva, sau cel puțin cadrul în care se desfășoară acțiunea, personajul poate să se ducă în zona de interior. Da, pe spațiu interior, atunci când organizăm compoziția cu personaje, trebuie să avem în vedere felul în care poziționăm ceea ce înseamnă zonă de interior. Și aici, ca și la perspectiva exterioară, avem acces la două variante. Perspectiva care se referă la un punct de fugă, adică conică centrală, sau la două puncte de fugă. Pare un pic mai complicat la două puncte de fugă, dar încerc așa câteva linii să surprind o variantă simplă. Adică, dacă tot cade accentul pe personaje, partea din spate care ține de infrastructura unei camere sau unui spațiu de interior, avem nevoie de linii care delimitează pereți, pardosea, tavan. La două puncte de fugă sau la varianta cu un punct de fugă? La varianta cu două puncte de fugă. Dacă avem în prim plan desenate personajele, acum putem începe în felul următor. Reprezentăm suportul pe infrastructura asta, înseamnă pereți lateral, pardosea și tavan, după care desenăm personajele. Ar fi cea mai recomandată variantă. Putem lucra începând cu personajele, finalizăm mișcarea și în spate facem un decor care ține de zona interioară. Se poate și așa. Și atunci eu merg pe prima variantă, voi urmați varianta care vă convine cel mai mult, deși asta e cea mai recomandată. Dacă folosim perspectiva la două puncte de fugă, nu trebuie să fim atât de tehnici, trebuie să surprindem elementele care stau pe zona interioară, adică dacă privim spre colțul unei camere, vom avea clar o linie verticală. Linia verticală delimitează axa care separă peretele lateral dreapta de cel din stânga. Și acum linia aceasta putem așeza mai spre mijlocul foii sau mai mult spre partea dreaptă. Compozițional este mai bine să alegem varianta mai dinamică. Nu așezăm linia la jumătate, pentru că riscăm să obținem simetrie. Și atunci mergem cu o poziționare a liniei de muchie dintre cei doi pereți mai la stânga sau puțin mai la dreapta. E clar că dăm prioritate spațiului de jos, pentru că personajele vor sta pe zona de parchet, pe pardosea. Și atunci, în stânga trasăm o linie, asta este ascendentă și cealaltă descendentă. Acum, unghiurile la care poziționăm muchile care separă partea de jos de pereți, la alegere pentru fiecare. Bineînțeles că sunt elemente tehnice care ne ajută foarte mult, dar acum nu este nevoie pentru atâtea multe detalii tehnice și mergem pe variantă cât se poate de simplă, mai ales că personajele sunt mai importante, iar în partea de sus, două linii care delimitează parțial tavanul. Toate sunt surprinse parțial, nu sunt surprinse în totalitate, pentru că nu ne permitem deocamdată să lucrăm la varianta tehnică mai avansată și folosim varianta aceasta simplă. Deci avem un perete lateral stânga, avem un perete lateral dreapta, avem partea de sprijin și avem tavanul. În acest context așezăm personajele care desfășoară activitatea care se cere în subiect. Pe lângă tot ce avem aici, bineînțeles că trebuie să așezați sau să așezăm ușă, geamuri sau măcar un geam sau măcar o ușă undeva, fac parte din zona flexibilă și cel puțin oferă detalii suficiente și nu foarte multe, un geam și o ușă. Celelalte detalii care vin și completează spațiul interior trebuie gândite cu măsură. Tocmai pentru a nu încărca și a sufoca foarte mult zona de anturaj în comparație cu personaje. Deci oferiți atâtea detalii cât considerați că sunt necesare. Important să nu fie foarte încălcată
infrastructura sau partea de, din spatele personajelor cu mai multe detalii decât poate să, să ofere personajele sau cel puțin mișcarea lor, că și acolo se elimină pe cât posibil foarte multe detalii inutile. Deci asta ar fi o variantă, să zicem, la două puncte de fugă, în variantă simplă, în care avem așa surprins cei doi pereți. Nu mai trasăm linii ale câmpului vizual, pentru că intrăm într-o zonă tehnică de perspectivă destul de, de greu de abordat și nu e nevoie pe o planșă, mai ales când e vorba de compoziție, de mișcare, de foarte multe date tehnice. Dar e o perspectivă, să zicem, suficientă pentru un suport la o asemenea compoziție cu 3, 5, chiar 7 personaje. Nu identific ușa și geamurile pentru că le putem, să le puteți cel puțin localiza singur. Și aici trebuie a ținut cont de următorul lucru. Atenție, ușa trebuie să fie suficient de sus poziționată. E clar că pornește din zona de intersecție a liniei care separă pardosea cu pereți. În partea verticală mergem aproape de linia de tavan, adică să avem o înălțime importantă pentru a avea acces dintr-un spațiu în altul. Nu putem așeza ușa la jumătatea muchei care localizează înălțimea camerei, că este greu de a, nu putem folosi ușa respectivă. Geamuri la fel, un pic mai înălțate, linia de pervaz, cum suntem obișnuiți, deasupra califerului, undeva la 75-80 de centimetri, să zicem. Astea sunt date tehnice, nu e obligatoriu să le țineți minte. Deci asta este zona de sprijin pe care organizăm compoziția la două puncte de fugă, în care surprindem un perete în dreapta, unul stânga, tavan și podea. O să intervin pe zona de proiecție conică centrală. Asta e o variantă care am discutat-o la două puncte de fugă, în varianta cea mai simplă, fără să complicăm foarte mult lucrurile și să intrăm în detalii tehnice, pentru că nu e cazul, la perspectiva cu un singur punct de fugă. Asta înseamnă că pereții lateral, stânga și dreapta, se îndreaptă către zona de mijloc a foii. E clar că peretele opus, care îl vedem din față, este un dreptunghi. Nu avem rare ori camere sau suprafețe, mai ales pentru unde ne permitem să desfășurăm activitate sportivă chiar într-un grup restrâns, pătrată. E foarte greu să înțelegem acest lucru. Nici nu se prea folosesc suprafețele pătrate ca amprentă la partea de jos a spațiului și atunci desenăm iarăși într-o variantă, să zicem, oarecum simplă, și așa se poate, în spate, un dreptunghi, și asta se referă la varianta frontală a peretelui care îl vedem. Și atunci aducem linii, una în stânga, una în dreapta, aia din stânga este ascendentă, cealaltă descendentă, dincolo avem linie care delimitează tavanul. Clar că aceste patru linii se vor întâlni într-un punct. Dacă mergem pe o variantă tehnică de reprezentare în perspectivă, lucrurile sunt mai complicate. Dar prefer să rămânem în zona asta foarte simplă, pentru că nu încărcăm tehnic partea din spate a personajelor inutil cu elemente în plus, pentru că nu e cazul. Și pe acest suport, în care avem tavan, podea, pereți lateral și un perete frontal, putem să organizăm o compoziție cu 3, 5 sau 7 personaje. La fel și în această zonă e recomandat să avem elementele care țin de acces în spațiu sau zona de lumină. Și atunci eu prefer, să zicem, în varianta asta frontală, acolo unde am peretele din față, să localizez o ușă. Iarăși, ușa este înaltă și importantă. E un spațiu de trecere dintr-o cameră în alta. Asta înseamnă că e destul de înaltă ca să avem acces. E undeva la 2 metri, să învățăm elementele astea tehnice mai târziu, dar important e să ne apropiem cu linia de sus de contur a ușii destul de mult de linia care separă peretele din față și tavan. Geamul, dacă este la dreapta, un geam care aici unde e ușă, e mai greu să avem un geam la apartament, pentru că dincolo unde dăm cu ușa? Trebuie să intrăm într-o altă cameră și geamuri între camere mai greu întâlnim. Și atunci pe ceilalți pereți, să zicem lateral, dreapta, localizăm un geam. Geamul trebuie să meargă în perspectivă, în punctul de fugă. Atunci dacă localizăm un punct de fugă, folosim doar două linii, să zicem, din acest punct de fugă conic central, asta înseamnă am prelungit linia din dreapta
care separă peretele din dreapta și tavanul, am prelungit linia și am ajuns într-un punct. Se unește cu linia de jos, bineînțeles toate converg într-un singur punct. Punctul respectiv se așează la înălțimea privitorului. Astea sunt detalii tehnice care deocamdată nu e nevoie să le surprindem. Și de aici localizăm în dreapta un punct care îl transferăm pe muchia care separă cei doi pereți. Și acum, din punctul de fugă, ducem o linie și am delimitat partea de sus a geamului. Trasăm verticalele pentru delimitarea geamului, iar în partea de jos un punct care merge mai jos decât jumătatea ușii. Și ducem iarăși o linie în perspectivă și am așezat zona în care trebuie să desenăm geamul. Am intrat în plasa asta un pic în date tehnice, dar e bine să le cunoașteți, tocmai pentru a nu așeza greșit cele două repere. E un mod de abordare pentru zona de anturaj, poate fi folosită și în altă formă și în altă variantă, dar e recomandat să aveți măcar un detaliu care ține de zona de trecere dintr-un spațiu în altul și zona de lumină, de unde vine lumina naturală. Bineînțeles că avem și lumina artificială, dar e bine să știm că totdeauna pe perioada unei zile să profităm de lumina naturală din plin. Și atunci zonele vitrate suficient de bine sunt recomandate. Și asta este, să zicem, voi ați învățat perspectivă, știți ce înseamnă perspectivă? N-am intrat în foarte multe date tehnice, tocmai pentru a simplifica un pic lucrurile, dar aici a fost nevoie de un punct de fugă conic central, pentru că de aici rezultă reperele care poziționează corect geamul în spațiu. Adică geamul de aici din dreapta este exact la aceeași înălțime cu înălțimea ușii, pentru că am de aici, de la buiandruc, de la partea de sus a ușii, am mers în partea dreaptă cu o linie de proiecție, am atins muchia verticală și m-am oprit. După care ajung la punctul de fugă care de fapt rezultă din cele două axe care delimitează peretele de pardosea și tavan. În extinderea lor obținem punctul pentru linia câmpului vizual. Iarăși, ăsta ar trebui să fie un pic mai sus sau depinde ce înălțime aveți fiecare. Din acest punct rezultă linia care delimitează partea de sus a geamului și partea de jos a geamului. Celelalte sunt doar linii verticale. Și asta ar însemna, să zicem, într-o variantă un pic mai tehnică, ce presupune pregătirea suportului în care urmează voi să localizați personajele. Nu e nevoie de mai multe detalii tehnice, pentru că e suficient și atâta cât am insistat eu astăzi. Puteți să le reprezentați toate aceste două repere, ușă și geam, fără să mai trasați liniile ajutătoare, pentru că din experiența care aveți, puteți să trasați ușa și să anticipați cam unde este poziția de sus a geamului și poziția de la pervaz. Dar pentru cei care considerați că vă ajută, le puteți reprezenta, după care poți să rămână acolo că vine culoarea și le acoperă, dacă nu, le veți șterge. Și așa arată, să zicem, o proiecție conică centrală pentru un spațiu interior cu un punct de fugă, suportul care ne ajută după aceea să reprezentăm personajele. Personajele care vor fi, bineînțeles, cu prioritate ca mărime și au în prim plan importanța lor. Partea de anturaj vine doar și sprijină activitatea care o desfășoară personajele. Bună ziua! Mă numesc Ian Coana și sunt profesor la Liceul de Arte Sigismund Toduță și predau materia numită Studiul Formelor și al Volumului și Ceramică. Voi începe lecția de astăzi prin a vă prezenta materialele și sculele de care avem nevoie pentru o oră de modelaj. Și avem nevoie în principal de un eboșoar. Eboșoarul este un cuțit de lemn care indica să aibă o parte dreaptă și una ascuțită, eventual un vârf ascuțit. Acesta este alt tip de eboșoar, dar unul mai uzual este acesta. Puteți să aveți un cuțit metalic, dacă nu găsiți la magazin eboșoare de lemn, puteți să căutați un cuțit metalic. Important e să aibă o parte dreaptă și o parte ascuțită.
și eventual e bine să aveți o baghetă de lemn sau un liniar de lemn dacă aveți nevoie să neteziți o suprafață, să faceți dreaptă o suprafață mai mare sau să măsurați. Mai avem niște scobitori, niște scobitori de lemn sau niște bețe de frigărui pe care vom avea nevoie să armăm lucrarea. Adică să introducem aceste bețe în lut ca să aibă o susținere mai mare și să nu se rupă. Vom lucra cu pastă de modelaj lut în cazul nostru. Dacă doriți să exersați acasă, puteți să vă procurați pasta de modelaj de pe internet sau de la magazinele cu materiale de artă. Sunt tot felul de tipuri de pastă de modelaj, chiar și cu plastilină se poate, dar mai greu. Mai avem aici în dotare un pulverizator. Dacă lutul se usucă, putem să-l udăm, dar nu este indicat să-l udăm prea tare, deoarece se face o mâzgă și devine greu de modelat, doar în caz că se usucă lucrarea și mai vrem să intervenim. Voi începe această temă de modelaj prin a vă prezenta câteva noțiuni elementare legate de proporția corpului uman și știu că aceste detalii despre corpul uman mai sunt explicate și în lecțiile precedente la lecția de compoziție în culoare, așa că eu nu mai reiau acea discuție, însă voi adăuga câteva noțiuni ce sunt importante în modelaj. Corpul uman este format din mai multe elemente, volume de bază. Felul în care corpul uman este proporționat îl prezint în această imagine. Avem capul, gâtul, toracele, bazinul, membrele superioare, brațe, antebrațe, membrele inferioare. Toate aceste elemente sunt împărțite după o proporție, și anume, jumătatea corpului uman este în zona pubisului, aici unde se despart membrele inferioare. Jumătatea aceasta inferioară, dacă o împărțim iarăși în jumătate, deci aici avem 0,5, dacă împărțim în jumătate, aici avem genunchii. Dacă împărțim jumătatea superioară, iarăși în jumătate, aici avem zona pieptului. Dacă această jumătate o mai împărțim încă o dată în jumătate, aici avem zona bazinului și axa aceasta vine cam în dreptul buricului. Dacă ne uităm la membrele superioare, observăm că brațele și implicit cotul atinge zona, face un arc de cerc pe zona buricului, coatele, în mișcarea lor. Din profil observăm niște detalii foarte importante și anume că zona capul, volumul capului, dacă îl sintetizăm, are o înclinație. Volumul gâtului, dacă îl sintetizăm și pe el, are altă înclinație. Volumul toracelui are o altă înclinație. Și volumul bazinului
are și el o altă înclinație și foarte important este că membrele nu stau perfect verticale. Ele au și ele o înclinație. Toate acestea fiindcă altfel nu am reușit să ne ținem echilibru. Personajul s-ar răsturna în față sau în spate. Ce am uitat să menționez la prima imagine este că capul intră de 7 ori în corp sau 7 ori jumate la o persoană adultă. În imaginea următoare avem diferite poziții, mișcări dinamice ale corpului uman și observăm că zona aceasta de torace și bazin, foarte importantă, nu este o zonă dintr-un singur volum, rigidă. Nu este rigidă. Nu. Observăm că corpul uman se torsionează, se îndoaie, are mobilitate în față, în spate, stânga-dreapta, din zona aceasta de mijloc. Și atunci bazinul și toracele vor avea mișcări diferite. Gâtul și capul și membrele de asemenea. În imaginea a treia sunt prezentate de asemenea mișcările și relația de mișcare între aceste volume principale ale corpului uman, torace și bazin, cap și membre. Și de asemenea, în imaginea 4 avem prezentate doar relația între torace, care este sintetizat ca un trunchi de piramidă. Observăm că e un trunchi de piramidă cu baza mare în jos, toracele și bazinul este un trunchi de piramidă mai mic cu baza mare în sus. Zona aceasta ce se află între torace și bazin, aici avem buricul, burtă și așa mai departe, iar membrele se inserează în zona bazinului, după cum se vede și în această imagine. Și atunci corpul are o mișcare. Brațele se leagă și ele de torace. Dacă la proba de compoziție, pentru cei care optează să dea această probă la culoare, avem un format de lucru A3, la volum, și aici vom avea de realizat 2, 3, 4 personaje, poate, și aceste personaje va trebui să trăiască, ghilimele spus, într-un spațiu. Și atunci, noi nu avem o foaie de hârtie în care să ne desfășurăm cu personajele, însă vom delimita spațiul compoziției printr-o placă. Și vom începe prin a face această placă. Placa nu trebuie să fie foarte groasă, cam o grosime de un deget e necesar, și din bucăți mici de lut le presăm, le lipim una de cealaltă. Astfel încât să obținem la final o placă dreaptă pe care o vom
netezi. Încercăm să mergem cu aceeași grosime ca să nu avem mult de îndreptat la final. După ce am făcut placa, va trebui să o îndreptăm și cu un liniar sau o stinghie mai dreaptă sau cu latura, dreaptă a eboșoarului. Acoperim găurile. Este important ca atunci când facem placa, când radem placa, o îndreptăm cu eboșoarul, să nu ținem eboșoarul înclinat, că atunci nu se ia nimic surplus pe eboșoar. Important e ca eboșoarul să-l ținem perpendicular, să tragem spre noi, în X, nu numai în mișcări paralele. Și până când suprafața este dreaptă. Aici se observă încă o adâncitură. Și suprafața asta acum este relativ bună pentru modelat. Nu trebuie să fie oglindă, trebuie să fie doar dreaptă, să nu aibă denivelări, să fie foarte groasă într-o parte, foarte subțire în cealaltă parte. După ce am făcut o placă puțin mai mare decât ne trebuie, o tăiem. Pe marginile care sunt mai neregulate, astfel încât să obținem o suprafață în care ne vom desfășura cu lucrarea. Felul în care tăiem această suprafață ne va dicta mai apoi și modul de organizare a compoziției. Dacă vom avea o placă mai lungă și mai îngustă, automat personajele vor trebui compuse, gândite pentru zona cea mai îngustă sau mai lungă. Sau dacă placa este pătrată, și această formulă pătrată generează un anume aranjament al personajelor. Așa că eu o să tai placa într-un dreptunghi care ne permite o desfășurare bună în compoziție. Nu este exclus în compoziție să lăsați anumite zone și neregulate din placă sau dacă apoi când ne apucăm de lucru avem nevoie de o curbă în placa aceasta și personajele să se desfășoare în această curbă, se poate și așa. Atunci eu încă nu tai placa, fiindcă nu știu încă ce voi face până la final. Acum voi începe personajul, unul dintre personaje, și voi începe cu câteva elemente de bază. Ce am discutat și anterior legat de acele imagini, deci despre mișcarea volumelor de bază ale corpului uman. Și am spus că
toracele este un trapez. Un trapez sintetizat. Apoi, am mai spus că bazinul este un alt trapez, mai mic, așa cum se observă în imagine. Deci nu e egal trapezul bazinului cu trapezul toracelui. Bazinul este puțin mai mic. Și voi face un trapez mai mic pentru bazin. Apoi, ce observăm? Că aceste două volume, toracele și bazinul, nu sunt niciodată legate și perfect perpendiculare în relație cu solul. Ele tot timpul au înclinație, deoarece coloana vertebrală este ca un S. Și coloana vertebrală se vede și aici în imagine. Coloana vertebrală este ca un S și leagă capul, toracele și bazinul. Și atunci toracele, acest trapez sintetizat și bazinul nu vin niciodată perfect drepte. Ele se află într-o mișcare, ori așa, ori așa, da? Ori așa se poate răsuci toracele de bazin. Noi vom introduce un bețișor. Acum ați drepte, dar vor deveni înclinate, doar ca să observați această mișcare. Și apoi, și gâtul are o altă mișcare. Gâtul este un cilindru. Care acel cilindru și el va avea o altă mișcare. Și capul este ovoidal, adică ca un ou. Fața este puțin mai alungită, deci nu este un biloi capul. Nici sferă. Deci de la bilă, e o bilă mai turtită în partea din față și mai îngustă în partea de jos și mai largă în partea de sus. Și apoi, capul nu stă perfect drept, perpendicular pe gât. Și capul are o înclinație. Gâtul și el are o înclinație. Bazinul și el are o înclinație față de torace și nici membrele nu intră perpendicular și ele vor avea o înclinație.
Voi face un personaj șezând. Și voi face un volum, nu intru în detaliu, un scaun, un taburet, dar nu ne interesează prea mult detaliile scaunului, decât ca volum să aibă pe ce sta personajul. Îl îndrept doar puțin să nu fie chiar un scaun, un taburet așa șubred. Dacă e afară, poate să fie o stâncă, poate să fie un buștean, depinde de tema compoziției pe care o veți avea. Acum, personajul acesta, dacă stă pe acest scaun, va fi un taburet foarte mic în relație, cu el. Dacă ne imaginăm picioarele, deci va trebui, va fi ca un scaun mai jos, mai mic decât ar fi normal să fie. Da? Depinde ce vrem să facem. În niciun caz, poate nu, mai degrabă îl facem mai mic taburetul decât să facem un taburet mare și să stea cu picioarele în aer. Dar nici așa nu-i exclus. Cum spuneam mai devreme, că relația între bazin și torace e una destul de flexibilă, ele nu stau pe aceeași axă, ca atare ele nu vor fi niciodată așa un dreptunghi legate și perfect vertical. Va trebui să le dăm o mișcare. Introduc un băț. Îl poziționăm un pic mai în spate pe acest scaun, ca să nu pice de pe scaun când vor veni picioarele. Personajul poate să stea și culcat pe placă sau în picioare. Dacă stă în picioare, va trebui automat să puneți ceva în spate, un volum, că altfel pică, picioarele fiind foarte subțiri. Și tot timpul modelajul este o tehnică care presupune adausul, nu eliminarea. Deci nu vom face un bloc mare, o cărămidă mare de lut din care vom scobi. Vom lucra prin adăugare și am trasat oarecum o axă spațială în acest moment și pe această axă îmi definesc un pic care ar fi bazinul. Cam ăsta ar fi bazinul și aici ar fi toracele, da? Toracele și bazinul. Și aici va fi buricul și zona de mijloc. Aici vor veni picioarele și, bineînțeles, vom încerca să sintetizăm volumul exterior apoi. Toracele, inițial îl putem reprezenta ca un trunchi de piramidă, dar apoi observăm că el este puțin rotunjit. Putem deja să punem și gâtul. Vom
vom pune un bețișor ca să nu se rupă. Dacă mai este nevoie, putem să mai introducem un băț. Dacă iasă în afară, îl rupem puțin. Apoi observăm că la spate, față de axa de simetrie și umerii sunt un pic în față. Deci această axă o putem un pic curba înspre față. Aici ar fi, dacă aici e jumătatea, aici ar fi pieptul. Și dacă personajul este atât, de la pubis până aici ar fi capul, atunci înseamnă că picioarele vor trebui să fie cam încă atât de lungi. Încercăm să dăm o poziție, să nu fie simetrice și paralele picioarele, dacă unul stă mai în spate, altul să stea puțin mai în față. Și lucrăm tot timpul peste tot. Și ne uităm tot timpul din toate părțile la lucrare, nu lucrăm doar într-o parte, răsucim și ne învârtim în jurul lucrării tot timpul, fiindcă modelajul este spațial. Dacă vom lucra doar dintr-o singură poziție, nu vedem ce se întâmplă de jur împrejur și nu putem corecta anumite greșeli, văzând personajul doar dintr-o poziție. Acum, cum am întors lucrarea invers, observ că în partea din spate, acum gâtul nu este poziționat perfect la mijloc. Aia înseamnă că ori mai adaug aici, ori am grijă ca gâtul să fie la mijloc. Acest detaliu nu l-am observat când am lucrat din față. Și atunci e important să ne învârtim în jurul lucrării. Și nici umerii nu sunt la aceeași înălțime. Ce observăm acum? Observăm că ce discutam mai devreme, bazinul are așa o înclinație și toracele are altă înclinație și zona aceasta de mijloc care face legătura între ele are
altă mișcare. Deci toată zona aceasta de trunchi, torace, bazin, nu este perfect dreaptă ca o scândură. Acum, aici, va trebui să avem grijă cum legăm picioarele de bazin. Și de la forma aceea inițială de trunchi de piramidă, personajul nostru va trebui să primească un minim de informații anatomice, adică are și burtă, nu e chiar un robot. Picioarele le putem sintetiza în prima fază, dar au un plan frontal, două planuri laterale, însă de la aceste paralelipipede, observăm că spre zona genunchiului îi mai îngust piciorul și spre zona bazinului se lățește, așa că mai adăugăm puțin volum în partea superioară. Nu trebuie să intrăm în foarte multe detalii. Important este ca proporțiile să fie bune, să avem grijă ca membrele să nu fie unele mai lungi decât celelalte, adică ambele picioare să fie egale și în partea inferioară, de asemenea, de la genunchi până la gleznă, să avem grijă să fie egale. Dacă se întâmplă să fie unul puțin mai mic decât celălalt, se poate cu ușurință ridica, mai punem volum de dedesubt sau mai punem sus și ridicăm sus dacă ne permite bazinul, astfel încât să nu ajungem cu piciorul pe aici, pe sus. Și lucrăm tot timpul stânga-dreapta, nu pe părțile simetrice ale corpului. Dacă cumva se lasă, putem să-l mai ridicăm sau putem să-i dăm altă mișcare. Poate vrem să stea puțin răsucit, poate vrem să se uite în jos, da? Și atunci corpul e mai expresiv, nu stă drept ca la o poză de buletin. Trebuie să avem puțin grijă și cu forma piciorului, a labei piciorului, da? Să nu fie exagerat de mare, dar nici foarte mică. Și ea o putem sintetiza ca un trapez.
Vom avea grijă dacă am spus că aici ai buricul, cam până aici vine bazinul, dar vom avea grijă ca coatele să nu fie scurte, să fie așa. Deci zona cotului va trebui să-mi descrie un arc de cerc. Foarte important este să privim de la distanță, să nu stăm tot timpul aproape de lucrare, să privim de la distanță, să observăm dacă proporțiile sunt bune, de la distanță și din toate părțile. Acum observ că capul este un pic cam mic, dar îl vom mări. Palma și ea, nu ne apucăm să modelăm degețele și detalii la o dimensiune așa mică, dar palma și ea poate fi sintetizată prin două trapeze, unul pentru partea superioară a mâinii și un altul pentru degete. Este bine să se vadă cum se leagă picioarele, să nu apară, cum se leagă picioarele de bazin, să nu apară în zona aia un volum așa de legătură care să umple și atunci să nu se mai vadă nimic acolo. De regulă așa se întâmplă, acolo apare așa o gogoașă și o zonă concavă. Ori nu e așa, e bine să lăsați modelajul mai clar pe plane, să se vadă bine proporția piciorului și cum se leagă el de bazin și umărul, e bine să aibă și el un plan în partea de sus, încă două lateral, brațul la fel, un plan lateral, două frontale sintetizate. Să vedem cum se leagă umărul de braț, să nu fie o zonă chiar rotunjită, să nu distingi unde începe un element și unde se termină celălalt. Pentru portret, dacă treceți mai mult de faza aceasta de forma capului, nu trebuie de asemenea foarte, foarte multe detalii, dar putem să evidențiem puțin arcada și nasul, da? Știm că axa ochilor e la jumătate între bărbie și partea de sus a capului și atunci arcada va fi un pic mai sus. Scoatem nasul în evidență puțin.
Mai punem puțin volum pe frunte și nu are nevoie de foarte multe detalii. Putem să-i punem și urechi, să nu fie... Da, poate să nu aibă neapărat, nu-i... Dacă forma capului este bună, proporția lui, nu e neapărat nevoie de foarte multe detalii în plus, cum nu vom avea nevoie nici de degețele. După ce am redat volumele mari, proporția, mișcarea personajului, va trebui să și să corelăm personajele între ele. Dacă va fi o compoziție, tema va fi o compoziție cu două sau trei personaje, atunci acele personaje va trebui să aibă o relație, o legătură între ele. Și asta înseamnă că dacă vom avea așa un personaj șezând, celălalt personaj va trebui să-l poziționăm astfel încât să nu fie străin față de cel care stă. Adică să nu-l punem îngrămădit în celălalt personaj și cu fața în partea opusă. Atunci celălalt personaj putem să-l facem șezând jos, eventual poate să țină o mână peste acesta sau poate să stea și el pe un scaun sau poate să fie o bancă, să stea amândoi pe o bancă, eventual unul poate să stea cu fața încoace, unul cu fața opusă și să se răsucească unul spre celălalt, să țină o mână către celălalt sau capul, ca și cum ar sta de vorbă între ei. Deci personajele din compoziție trebuie să aibă o legătură, să creeze o atmosferă între ele. Acum, nu e obligatoriu ca acest personaj să stea pe un scaun sau pe un volum. Poate să stea direct pe placă cu caca și cum ar fi la picnic. Sau poate să stea rezemat. Acest personaj poate, dacă nu ne place așa poziția asta, putem să-l lăsăm mai pe spate, poate să întindă un picior, să-l pună peste celălalt, poate să se răsucească, poate să aplece capul, da? Putem să-i dăm mișcări diverse personajului. Acum, acest personaj are nevoie în această zonă de încă un personaj. Nu are nevoie în partea aceasta. Aici, în partea din dreapta, compoziția este închisă. Totul se desfășoară, centrul de interes în zona aceasta, atunci aici are nevoie de un alt personaj. Se poate răsuci și mai mult. Dacă îl răsucim și mai mult, atunci personajul celălalt putem să-l poziționăm aici, în zona aceasta. Personajul ăsta poate să stea și jos pe placă. Nu știu dacă rezistă acum, dacă îl scot. Noi când gândim personajul, când începem să-l modelăm, nu-l mai mutăm. Cel mult putem să-i dăm mișcare, să-l mai răsucim, să-i înclinăm capul în sus, în jos, în ce direcții dorim, dar nu-l modelăm în mână și îl tot răsucim, fiindcă se rupe. Deci când trebuie să stabilim din start poziția pe care o dorim, ca tare s-o rupt. Dar dacă dorim să stea culcat, poate să stea foarte bine și culcat. Poate să țină o mână la spate, poate să se aplece mai mult. Numai să avem grijă să nu-i rupem piciorul. Da? Personajul poate să stea și în alte poziții. Și atunci celălalt poate să stea aici în zona din față. Poate să ridice o mână, să o țină la picior, să-și o țină după cap sau știu eu, să stea plecat în față.
Da. Acest personaj, dacă îl faceți culcat, să aveți grijă ca picioarele să nu stea, picioarele n-au cum să stea așa, perfect lipite de placă, perfect. Piciorul automat va fi un pic în sus, nu o să stea niciodată perfect lipit, perfect drept, ca o scândură. Nu are cum să stea în această poziție și atunci, chiar dacă el va sta așa, un pic genunchiul va fi mai sus decât piciorul, nu ca acesta din dreapta. Dacă ridicăm personajul în picioare și dorim să facem un personaj în picioare, vom observa că piciorul nu va fi nici el perfect perpendicular față de o axă. Da? Piciorul intră un pic înăuntru. Nu va fi perfect drept, așa. Dar dacă alegem să lucrăm personajul în picioare, el nu va sta în picioare, bineînțeles, și atunci avem nevoie să îi punem un volum în spatele picioarelor, de regulă la piciorul pe care stă. Creăm, nu știu, o tufă, un bolovan de care el se leagă ca să stea în picioare personajul nostru. Altfel nu va sta în picioare.